Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod, suntem alături de Țano! Bă, stă la spate după tine! Lasă-l măcar, uite el pe contrasens, iau carnetul. Astăzi vom face un concurs din ăla blană cu Lamborghini-uri și vom avea 4 probe. Prima probă, design-ul. Acum n-avem încă Lamborghini-urile. Acum eu am un Bugatti Divo și tu ce ai, mă? Lamborghini, mă! Ah. Hai că e Lamborghini, hai dacă e. Dacă e. Ok, și o să facem un concurs cu Lamborghini-uri. Prima probă design-ul, după care o liniuță, după care top speed și ultima probă cursă din aia nebună. Așa că am apreciat enorm like-ul vostru și acum ne alegem Lamborghini-urile. Alegeți Lamborghini-ul, Țane. Deja, mă. Nu, stai să dăm. Bun. Super Whispin-uri. Dăm. Bine, mă, stai că nu mai știu unde trebuie să intru. Nu știu dacă... Bun, mai cumpăr okay. Una bucată. Să-mi zici când le și dăm. Stai așa că cred că mă lasă numai pe rând. Am probabil. Dat, am dat, a, stai că dau și eu, am dat. Hai să vedem care e mai bun. Deci după raritate, da? Hai. Hai că după... Mamă! Bă! Bine, mă! 16.000 credite și un trag din ăsta vai de capul lui. 30.000 credite în total și o mașină din aia vai de capul ei. Mai dai unul? Hai, încă un super whisky. Am dat. Mamă. Hai să vedem. Bătaie de joc. Și, bă, și. Da, cumpăr un Whispin simplu. Bă, hai, dai bătaie de joc. 55.000 credite și un Dodge SRT Demon. Ok, am dat și eu. Și, mamă, dacă dau una legendară, l-am distrus pe un african. Bă, varză. Ok, un ok. Mercedes de ăsta verde, vede capul lui. Bun, hai să ne alegem mașinile. Deci dau la Lamborghini, da. Să vedem ce Lamborghini-uri am. Bă, Lamborghini Gallardo, da, Lamborghini, să se înțelege. Lamborghini Gallardo. Bun. Nu ceva nu fac pariu pe ce am vreți doar voi două, că o să o ia trei. Pe a, serios? Da. Deci. O să iau Sian Roadster. Da, eram 100% sigur că asta e cea aia. Mai faină pe care o am. Am primit-o noi recent. Eu cred că le am pe toate, dar sincer, nu știu, astăzi vreau să o folosesc pe asta. Vezi nu că știu costă de ce, 3 meleoane a mea, mamă, cât vezi că și eu am copile pe aia. Hai, zi cât costă ta. Bă, nu m-am uitat. Ia, du-te mă de aici, nu m-am uitat cât costă. Fii antenă că o să intru, că o să văd cât costă. Bă, frumoasă, mamă, iau. 480 de mii, bă. Fii antenă. Deci așa arată stock amândouă. Hai, prinde-mă. Cred că te distrug și cu stock. Ia să vedem. Ne. Hai că bă, sunt eu bun pe curbe. Nu știu dacă îl distrug, dar e bine el pe condus și de-aia. Mă, cred că e mai bună aia totuși. Da, sau? da. Bun, acum mergem să le tunăm, să le vopsim, să toate alea și revenim cu ele când le avem făcute. Hai, da. Avem aici mașinile, bă, cât de rablele, tari rablele, vrei să zici. Hai că rablele. Ai dreptate, mei, tarea ta nu prea. Bă, aici mecher, a mea e culoarea diamantului, bă, prea tare. Realistic vorbind, hai să le analizăm un pic. A ta are o culoare super frumoasă, mașina în sine e faină. Da, bă, nu știu, i-ai pus niște roți, efectiv, să-i bătu joc de du-te, ea, părerea bă, mea. Că e perfectă, e meci. Bă. Deci efectiv... te-ai bătut joc cu roțile și eleronul mi se pare că e prea mare, așa, nu știu. No. E meci. Să vezi când merg cu ea cât de șmecher arată. Da, mă, da. Ok, în a schimb... ta e așa căcănie, da, hai, termină tu la... Nu, atâta la a ta. Ia ok, bun. A ta are așa culoarea căcănie, are niște, da, liniile astea roșii sunt interesante, nu zic, nu. Hai că dau bine rău cu marou ăsta. Da, nu știu, mie îmi place mai mult a mea, sincer. Bă, da, sincer și mie îmi place mai mult a mea. Ta dacă nu era decatopabil era faină, dar așa... Nu, ăsta e un plus că e decatotabil. Nu, e un minus părerea mea. Prea fain. Culoare, am vrut să o fac neagră sau albă, dar era prea sec, am zis, hai mă că totuși o fac maro, ia să ieșim de aici, să vedeți mașina în splendoarea ei. Hai să ieșim, ok? Ia. Deci ia, aici la mama, chestia asta ar trebui să voteze abonații, nu? Că noi nu știu cât am... Păi fiecare votează cu el, deci abonații decid cine are mai fain. Uite-mă la soare, ia uite, mamă cum se vede la soare. Vezi mă cam, ia uite-te cum se văd roțile când plec, ia fii atent. Bă, eu n-ai, am, deci... prea frumos mă. E gata, am stabilit, mașina mea e mai faină, pa. Ok, bun, deci a doua rundă este cu top speed, nu? Hai, top speed, hai, liniuță, top speed, liniuță. Bine, hai top speed prima oară. Deci zici că te rup pe autostradă? Da, din păcate. Probabil că da. Mamă, dar cât de frumoase sunt străzile astea cu palmieri. Bă, n-ai mă ce mamă, să zic. Mamă, tu chiar stai să vii pe jos? Da, frate. Aoleo, până mâine vine și el. Până la rablă, fii antenă. Hai. Plec eu primul, că mie mi-e slabă. 3, okay. 2, 1.
Tata. Și hai vedem top speed-ul. Sunt deja 200 la oră, 500, 400, 1000. Hai că 200, dacă uite bă, cum îl iau. Rupe. Uite cum îl iau. Bă, nu te băga în mine. Mamă, nicio șansă pe top speed. Hai să vedem cine reușește să prindă o viteză. 380. Am înțeles, cred că prinde direct cu 60 la oră mai mult decât 400. Mine. 400. Serios, am cred că prinde 400. Tremură, efectiv tremură. Mamă. 425, 370? Nu, 424, mamă, scuze. 424 a fost top speed. Am atins maximum. Aoleu. Da, și la mine e maximum. Bă, îmi tremură ecranul. Da, din păcate, ia că mai urcă câte un pic, câte un pic, dar 429. Nu, am înțeles. 431. 432. Da, super, super. Bă, eu am cam atins. Sau? No, e gata, e gata. 432 la mine, cu siguranță. Nu cred că prinde mai mult de atât. Bă, 433 la mine. Ce, mă? Când vreodată, Nocivane? 432, da. L-am rupt pe genunchi. Hai de cap. Frumos, mă. Deci, 1-0 momentan la design. Da. Nu știm cine a câștigat. Hai să mergem mai departe la liniuță. Un moment. Bă, da jos cauciucurile, nu pot să cred. Doamne, și-a bătut joc de noi, bun, hai de aici. Zi. Ok, o să dau eu startul. 3, 2, bă, 1. Bă, what? Am crezut că pot să fac burnout. What? De ce nu merge să faci burnout? Ok, zi. GTA-ul fricane. Zi-mă, zi. Așa. Hai. Bun, 3, 2, 1, start. Bă, eu am plecat bine, tu bă, nu știu ce faci. Plecarea ta a fost mai bună, da, nu mai contează. N-am șanse pe niciun fel de distanță. Hello. Mamă. Ce? Să sari în capăt. Ok, da. Bă, dar n-am nicio șansă cu Lamborghini Aventador. Mamă. Ar peste apă, ești nebun? Nu, sunt în apă. Aproape peste. Eu am sărit pe mal. Doamne. Bă. Ce tare. Sunt niște rugătoare li. Ia uite, submarinul. Da, deci Lamborghini Sian este de 10 ori mai bun decât Lamborghini Aventador SV, din păcate. Ok, asta 2-0 este. Momentan, hai la cursă. Da. Dacă e. Ce, bă, mă, nu-i diferență? Care? Era exact la fel tocul nou. Uite, bă, deci când vă mașina mea așa ceva fioros. Și când vă mașina lui Nocivanu care aparent stă pe loc dintr-o oare. Nocivane? A, a început cursa? A, nu. Hai, noroi! Zici de jucărie, Rabla ta, mă. Hai, noroi, salut! Bă, că e genială. Eu aș vrea așa mașină. Nu, e super în viața faină, reală. Dar, efectiv, roțile o strică complet. Mai tași, mă, cu fixul tău, bă, cu roțile tale. Bă, roți poate să strici o mașină super frumoasă. Mă, tași, mă, din gură cu mașina ta super. Bă, apropo, cred că e prima oară, o să fie prima oară sau nu, când jucăm fără volan, gen pe tastatură. Se poate. Până acum tot cu Vogan am jucat, deci acum Nociva nu are șanse la fel de mari să câștige. Da, dacă n-aș lua toți copacii, aia ce bine ar fi. Bă, da, efectiv mașina asta e prea puternică pentru mine, dacă îți vine să crezi. Nu te poți controla. Hai că-l prindem pe Țanu din urmă. Ideea e că pe tastatură e mai ușor să iei curbele, dar e mai greu cu accelerația, că aici îi dai direct Ferrari și Doamne ajută. Da, nu poți să pui frână atât de ușor, da. E mult mai ciudat. Nu există să fii progresiv fără pedale, dar... Că am luat și eu curba asta. Bravo. Bun, n-am luat toți copacii. Deci aparent am o șansă reală să-l bat, chiar dacă am mașină My god! Bă, am luat ce contul, da. Cursă super lungă, deci ai tot timpul din lume. Ok. Cu mașina de aia mea rablă, cred că dura vreo 12-14 minute, sincer. Mă concentrez. Da, bun. Aia zic. Te salut de pe sub poduri, Nocivane. El e sub poduri, mă. Dar vezi că m-am redresat de sub pod. Ok. Bă, mamă, ce m-am dus pe sub pod, m-am dus și eu. Bă, dar n-ai cum, îți prea puternice mașinile pentru cursa asta. Frână, bă, frate, frână. N-ai ce frână să mai pui, că efectiv e sanie. Bă, jocul ăsta chiar imită realitatea, tu nu e o curbă în realitate cu 300 la oră. Păi, corect, asta vreau să zic. Păi, mergi mai încet. Nu pot să merg mai încet, nu există. Aia e, nu fricane! Vezi că eu nu mi-am dat respawn deloc până acum. Pe nici eu. Ok. Ar trebui să punem regulă să n-avem voie respawn, hai că... Mai jucăm dacă uite e. Uite și tu că nu ia curba!
Bă, eu am parcă nota 8,8 pe handling, adică la curbe. S-ar putea să n-am o notă atât de bună. Cred că ai mai puțin, da, adevărat. Nu, am mers. Bă, dai, pui și tu o cursă cu 7000 de curbe, nu o cursă... Pe ce vrei, mă, cursă dreaptă? Păi nu o cursă dreaptă, dar nici să urcăm pe munte, ce facem noi aproape. Cursa asta e perfectă pentru astfel de mașini. Ai că este perfectă. Mă, lași tocmai că mașinile sunt făcute să mergi frumos, să iei curbe, super frumoase. Să fie lipite de drum. Mamă, dar au răpăs rău în urmă, bă. Nu, că m-am enervat. Fii atent de nu te prind eu acum. Dacă te-ai enervat. Da. Hai că te prind, da. Mă concentrez la ce se zi la nofrecan și eu mă izbesc. Bine, bine pe izbit. Hai că m-am izbit, stai liniștit. Cred că eu conduc mai bine de la volan, nu vine să cred. N-ai cum. Ba da. Deci per total e mult mai ușor din tastatură că nu știu, efectiv nu știu cum să descriu senzația. Da mă, dar prinzi viteză mai mare, asta e faza. Da. Mamă. Când te joci cu Voganul ai... Cum, dau respawn? Da. Nu, n-am dat. Ok, nu mai trebuie. Cred că sincer. Bă, dar la unele curbe te propulsează, frate. Nu știu, cred că e prea puternic a mea. Eu, păi e prea deci puternică. Tu ai avantaj că e mai slabă mașina. Oarecum. Da. Nu știu ce scoruri ai tu pe acolo. De fapt, cred că ai 10 la toate, mă. Dacă ai 9, da, mă, 9, da, 9. Tu nu înțelegi. Eu am apăsat un pic pe W și e rachetă. Nu mai, nu mai controlez, gata. Aia e, ți-o trebuie Lamborghini Sion. Sion. Ce să-ți fac eu? Ce, ai pus și culoarea Sion? Păi da. Aia, uite cum scrie acolo la numărul de înmatriculare. Bă, dar în față cum... Mamă, eram atent unde ești tu, am ratat checkpoint-ul. Dar cum poți să vezi unde sunt eu? Păi te-am văzut pe minimap pentru câteva secunde. Eu nu te văd, că ești prea în spate. Ha, 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 ha. Mai e greu pe condus. Păi dar nu înțelegi că e dezavantaj să ai mașină mai puternică. Mai pățești. Deci dacă acum e scorul 2-0, să fie 2-1 dacă îl bat. Și o să conteze practic ce votează abonațiile la design. Păi nu, o să conteze dacă e egalitate sau te bat. Păi da, dar prefer egalitate decât să mă bat. Ok. Deci votați Lamborghini Aventador, mulțumesc, pa. Taci bă că sunt concentrat aici. Și ce? Tocmai. Ok. Te congelează, te fii mai calm la condus. Mă, dar nu-l mai prind. Mamă, 300 la oră în africane. La tine 300 la oră cred că e nimic. Da. Imediat prind 300 la oră. Dacă ar fi o porțiune dreaptă mai mare. O să fie și porțiune dreaptă. Efectiv pe harta asta, pe cursa asta înconjurăm harta. A, ok. Efectiv o să ajungem tot de unde am plecat. Dar ar domnul să intrăm pe autostradă. Dar pe autostradă nu intrăm, dar mergem pe plajă unde în principiu o cam ții blană în continuu. Ok. Da, deci vine și timpul tău, stai liniștit. Vezi că nici a mea nu-i bună deloc pe curbe. Nu știu ce ți imaginezi. Da, nu-i jale la mine, eu dacă nu pun frână ca lumea la curbe m-am dus. Și eu, bă, eu merg încet. Efectiv, nu ia curbă. Mamă, ce era să mă răstorn, dar au fost la limită așa. Aia zic. Mă, probleme are asta, mă. Mamă, stai la serpentini acum, e gata. Vezi că nu ești așa în spate, aparent. Păi nu sunt. Nasol de mine. Că acum hai, drum mai drept. La deșertul ăsta. Bă, sper să nu fie lag pe episod, Doamne ajută, mulțumesc. Ok, hai gata, băi, eu am niște emoții, jur, e foarte intensă cursa asta. Eu n-am emoții, că-s pe primul loc. N-o să mai fi mult timp, bă, chiar te văd, da. Bă. Nici cu mult în fața mea. E bine, bă. Mă, mașina mea chiar e slabă rău la curbe. Da, și a mea. 200 la oră n-am putut să iau curba aici. Ce nebun? Cu 200, că și eu tot sub 200 trebuie să fiu să pot să iau o curbă. Cel puțin la 180 de grade, e clar. Intrăm încet, cred că după curba asta, în porțiunea aia în care mergem Ferrari. De fapt, mama, de aici asta vreau, Ferrari. Asta vreau să văd și să aud. Și pe aici putem merge. Mamă, dar chiar nu ia curbe, bă. Hai, tane, că vin din urmă. E el bucuros, dar îl distrug. Fiți atenți. A mea nu prea prinde mai mult de 300, sincer. Da, și a mea 400, 400 și ceva. Ea mi-a prinde și greu, top speed-ul are și mic. Aia zic. Let's go. Bă, încă scurbe pe aici, dar nu cred că sunt atât de mari încât să conteze. Cred că le putem lua și așa. Cum am dus. Da. Le putem lua și cu viteză Ferrari. 310, că mai e viteza mea medie. Bun. Hai, că acum am intrat și eu pe porțiunea asta mai ok. Bă,
Dar oricum, de fapt, dacă mă întreci aici, o să te lovești tu mai încolo, nicio problemă. No, mă lovesc, chill, chill, chill. Ajungem noi la junglă, nu ceva, ne unde ții locul. No, țane, că dacă ajungem la junglă, mă bag acolo, într-un palmier și nu mai vin. Aia zic, și eu te întrec. Bun, am luat ăsta. Cum era să nu iau checkpoint-ul ăla când nebuneam? Ok, ok, ok. Deci dacă ratezi un checkpoint, ești gata, nu mai ai nicio șansă. Hai că ai ratat dacă e. Chiar l-am ratat. Da, da, da. Serios? Pe drum drept. Ah, dar îți dă respawn în 3 secunde, let's go. Ah, da, dacă mergi departe, că dacă stai pe loc, nu. Ce mai, păi de zis, dacă l-am ratat la viteza asta, eram la 5 km. Nu pot să cred că chiar l-am ratat. Da, m-a ratat că am alunecat pe nisip. Pe burtă. Pe burta mea de Raion. Trebuie să mergem în ce, că e periculos. Cred că e prima oară în viața mea când îmi fac probleme că mă întrece în africanul. Păi da, asta vreau să aud. Bă, da. Luați-vă 2 secunde să o dați cu jocul ăsta, băi, atât de frumos și ca peisaj și ca mașini. N-ai ce să zici, am vrut să mă arăt și eu un pic și era să zbor, ia uite, bun, frumos. Din păcate, voi pe YouTube nu o să vedeți grafica atât de faină, că YouTube-ul scade calitatea, dar aia e, mai adică pățești. Ochii voștri nu o să vadă ce vedem noi, dar pe aproape. Hai că pe aproape, dacă e. Aproape. Scade YouTube-ul calitatea la clipuri de numai, bă. Măi, nu știu unde s-a dus țanul, unde a ajuns? Dacă spun clipul 4K, nu ceva, ne să vadă oamenii ca lumea. Măi, ești mamă, în Texas, mamă. Unde ai ajuns? Chiar acum am intrat într-un fel de junglă sau ce-o fi pe aici. Suntem în junglă. Da, cred că e junglă aici. Aoleu, bă, nu cred că nu mai prind. Pare rău. Am pierdut timp. Mamă, da, mie mi se pare real că nu mai trecut deloc. Păi da, sunt foarte multe curbe, mă, foarte degeaba slab, ai vrut să-ți zici. Ok, 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 hai. Taci, bă, din gură că vine curba. Ok, ok, ok. Măi, eu dacă iau o curbă, mașina mea e varză. Nu vreau, vine să apăs-o mai tare pe tastatură. Culmea, eu aparent mă apropii de tine când sunt multe curbe. Că acum m-am îndepărtat de tine. Ce înseamnă că ai... Păi nu, fii antenă, tu ieși din curbă mult mai bine. Tu ieși din curbă și dai accelerație Ferrari. La mea, încet, își ia din timpul ei. Ha, nu se grăbește. Uite, deci eu mai mult de 310 nu pot, frate, numai pe autostradă. Păi ce 310 în curbele astea prin junglă? Păi uite că îmi permis și eu. Oh, naiba. Opa, aici un pic de drum drept nu e bine pentru mine. Ba, e bine. Mamă, 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 cum e tunelul. Mamă, priviți minunăția. Oh, mai, deci el e la tunel acum, hai să vedem în cât timp ajung eu la tunel asta, asta vreau să văd. Mamă, 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 acum termin podul, am intrat în celălalt tunel. Hai, zi. Cum o să arată. 370, 360, 350, bă, tot scade, bă. Mă, dar unde-i podul? La câți kilometri? Mamă, atât de urmă ești? Da. Bine. Ok, n-am șanse să-l mai bat. Unde-i, mă, podul ăla? Bă, eu am terminat cu podul și cu tunelurile. What? Nu cred că mai acum, am foarte mult. Acum intru în pod, doar, doamne. Eu cum am dat seama, arta asta o facem în 12 minute cu mașinile astea, nu cu delea slabe. Oh my god, îți dai seama cât dura cu mașina din aia slabă? Păi, probabil vreo 20 ceva. Mamă, 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 am ieșit un pic în decor, dar nicio problemă, redresăm. Doamne, ajută să pici și tu. Eu cred că am activat ceva la mașină, că mi-incitinește foarte tare când se întâmplă ceva. Ok. Da, nu știu. Mamă, dar... Cine poate mai mult? Opa, 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 opa. Ai că da, da. No, nu mai am nicio șansă. Unde, unde, unde? Exact la ieșirea din tunel m-am propulsat. Știu, știu, da, da, da. N-am vrut să zic nimic, am tăcut. Ai pățit? Aia zic. Nu, știam. Știam cât de cât ce mă așteaptă acolo și am pus. Asta știe harta pe de rost. M-așteptam, pur și simplu, m-așteptam acolo. Am și zis, aici trebuie să pun frână, tată. Jucați-vă cu țanul, mă. La ieșirea din tunel nu vezi, că ți intră lumina în ochi. Păi dacă treci de la întuneric la lumina din aia nebună. Mamă, eram sigur că se face praf acolo. Ok. De pe ce claxonam, bă? A, de pe H. Bă, dar unde s-o dus? Că primării, băi, cred că eram măgar. Am ieșit. Oamne, cât de bine conduce, n-ai treabă cu el. Bă, singura problemă ce am avut a fost acolo, la pod. Dar am avut noroc de a-mi pica fix pe mijloc și nu m-am bușit prea tare. A, deci tu exact la fel. A, la podurile alea de trecut pe sub? A, da, mă, acolo la început. A, am crezut că la tunel, no, aici rest, undeva. În restul, no problemă, amigo. Aia zic. Ultimate Clean Racing, vezi, îmi zice și jocul, că am Clean Racing.
La mine zice awesome speed. Ah, atâta, mamă, viteză. Cum am luat copacul. Bine, bă, da, mă. Faza în felul următor, eu nu sunt obișnuit cu o mașină atât de puternică și estimez că dacă eu pun frână, se întâmplă altfel, nu știu. Dacă ai viteză, nu înseamnă că ai și frâne. Aia da. E. Există și mașini de alea care rup pământul, dar nu e una dintre ele. Ok, ce am vrut să zic? Am nu se redresează. Curios dacă o să-ți dau DNF, dar îi dau DNF. Asta și în cât timp? DNF. Păi după ce termin tot, așa exact ca în GTA. 30 secunde? Că, da. Numai că nu știu ce distanță intră noi. Păi nu este. Nu mai am mult. Vezi că deja am intrat în 13 minute. A, aici termin. 13 minute să cred. Și 15 secunde. Ia să vedem. Finish, ia uite-l, tata! Bine, mă, ce frumos. Nu pot să cred, mă, când dă DNF. Ia să vedem pe unde e. De fapt, nu putem să vedem pe unde e, din păcate. Dar putem să vedem cât mai are din cursă. Da, okay. O să fie DNF, clar. Nu mi-apare aparent. 20 de secunde mai e. Ce să mai fac, mă, că mă roteam pe acolo, dar nu mai am când. Aia zic, aia zic. Mașină din 2016. Mamă, văd finish-ul. Da, n-ajung. 10 secunde în Ocivani, ajungi? Nu. No. Bine, mă, păcat că nu scrie la cât la sută din cursă. Era efectiv în fața mea. Aia. Wow. Despre asta vorbim. Deci 2-1 scorul. Era... Deci cred că 3 secunde mai îmi trebuiau, dacă nu... Doamne, iartă-mă. Mai plătești, mai și... Ia uite, ia uite. Ia uite, el are level 176, eu am level 39, deci să vedeți. Știi că am ajuns odată la 200 și la 200 se resetează. Oh my god. Da, cred că a fost o cursă cinstită. Am făcut două levele pe cursa asta. Bă, și eu cred că la fel. Ia să vă, eu și eu will spin. Da, două levele, ia vezi. Două, două jumate sau trei am făcut eu. 200 de mii mi-o dat la will spin. Ia vezi will spin-urile. Bom, 25.000. Sper că v-a plăcut episodul, sper că vă place mașinița asta ca să o votați, că mi se pare genială pur și simplu. No, 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 a mea e cea mai tare. Ia vezi, stai să vezi la ce distanță eram, unde ești? Bă, nu e urâtă nici at. Unde ești, mă? Bă, a, mai aveai un pic, mă, mai aveai un pic. Unde chiar aici? Fii atent. Nu, atâta mai era. Hai, mă, fie, uite, stai să vezi. Uite exact. De unde vin eu? Aici. Om. Unde era? În zona asta. Puțin mai încolo. Hai, bă, pe chiar aici era încă 10 secunde, da, 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 sau ceva. Într-adevăr, câteva secunde. Aia e. Da, n-a fost atât de mare diferența. Pleca singură, gata, ia uite-o. Am dos. Hai, noroi. Deci suntem amândoi în niște mașini electrice. Eu sunt într-o Cupra, atunci ești? Porsche Taycan. Bă, cum pleacă Cupra asta, îmi place rău de tot. Dar astăzi o să facem un challenge. O să ne alegem fiecare câte un Ferrari aproximativ apropiat la putere. Nici nu mă prinde din urmă slăbanul, mă. Hai că nu te prind, doar te întrebi. Ești șobolanul, dar are mașina mai bună momentan. După care tunăm, o să alegem fiecare câte un Ferrari. Tunăm acel Ferrari. Voi votați care este mai frumos, al meu sau al Oțanu. După care mai avem încă 3 probe. Una dintre ele viteza, top speed-ul pe autostradă. O altă probă, o să mergem pe ceva pistă și încercăm să vedem cine merge mai rapid. După care o cursă din aia basic și cam aia, vedem cine câștigă la final. Like-ul blană dacă vă place Forza și merciunocivanu.ro, primul link din descriere, să înceapă nebunia. Ok, hai să deschidem niște super Willy spin-uri, dăm 4. Hai că am dat și eu acum, boom! Să vedem care e mai bun pe super Willy spin-uri. Hai! La bani, bun, ok. 40 cu 40 am 80.000. Eu am 30.000 momentan. Ce, mă? Bun, deci am 80.000, nu se pun mașinile, doar okay, banii. Ok, bun, 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 hai. Mamă! Deci eu am 30... Mamă, 230.000? Bine. Deci am vreo 210, dacă am calculat bine. Acum scuzați-mă pe mine. 230.000 am eu și hai, 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 zi, 300... Stai așa. 135. 235.000 am eu. Eu am vreo 380.000 deja, îmi pare rău. Da, 240.000. Am avut noroc la ălea, dar mi-a picat ceva deja. Legendară, cred, înainte. Mie mi-a picat absolut nimic, mi-a picat bani. Ok, dar stai că mai avem încă două super wheel spinuri. Da, da, da. Le dăm și pe astea. Stai să-mi notez eu aici că am 235.000, că dacă nu uit. 500, okay. 600, hai. Cam 600.000 am până acum. 47.000 aici. Bă, cât tare, mă, ăsta. Bine, mă, legendar, bani legendari. Deci, ok. 600, parcă am zis, 700, 850.000 aproximativ. 170, eu am vreo 400.000. Bun, eu vreo 850.000, îmi pare rău. Da, deci unul 0 pentru bani momentan.
Ok, deci trebuie să intrăm la mașini și să ne alegem. Bă, deci mă noroc, mă, te mai tot atâta, mă, zi, mă, zi. Undeva pe la 850, să nu luăm. Gata, am găsit. Am înțeles, bun. Nu cred că ai multe, așa ai? Ba da, am vreo 6. Bun, eu le-am. Aveam un hypercar, dar nu l-am luat. Și de putere așa, uite asta vă care avea puterea, dar parcă e prea basic așa. Mamă, cum pleacă asta? Vezi că e șmecher ăsta, sper că nu ne luăm aceeași mașină. Bă, sunt destul de convins că nu o ai pe asta și tocmai de asta am ales-o. Ia să vedem. Ia, bă, G50. Pe drum de țară. Nu, nici pe aproape. Ia zi-o. Mamă, cum se aude, bă, cum se aud Ferrari-urile, n-ai cum. Ia stai. Mamă, cum. A mea derapează pe loc. Bă, nu spune că e electrica ta. Nu? Sigur că nu au nimic de la ea. Cum, mă? Face... Sincer, nu știu de modelul. Face ca un tank. Atunci, clar. Tu te rog că știu ce e electrică. Nu cred că se aude prea tare, dar credeți-mă. Mamă, e dezastru pe curbia mea. A mea e bun, bă, ia uite. Mamă, ok. Mamă, ce bine, s-o condus foarte bine. Vezi că mi-am revenit. Da, hai să mergem să ne tunăm Ferrari-urile și revenim cu ele tunate. Da. Bun, dați-ne o notă, asta e a mea decapotabilă. 10, bă. A mea, nu, 10. A mea. Hai că e a ta. Bă, deci a ta nu înțeleg de ce e atât de jegoasă. Nu, nu așa o vezi tu, așa o vezi tu pe episodul tău, dar la mine se vede perfect. Unde-i, mă, că un pic de murdărie n-are, mă. Nu, nici jegoasă rău de tot și a mea, uite-te cât de curată e a mea. Deci a lui e mată și jegoasă, uitați-vă, e plină de, uite, fiți atenți, bă, uite. Deci hai să analizăm un pic, ne uităm la a mea. Are roțile un negru lucios. Eu nu-l văd lucios, eu-l văd efectiv plin de jeg. Bun, la mine e negru lucios. Alea de la frână sunt roșii exact ca mașina, aceeași nuanță. Mașina e un roșu de la mat, satin, așa, mamă cât de bine arată. Da, mi-a strălucit. Bă, sincer, îmi place mai mult a mea, fără nicio... A, bă, mă, lași, mie îmi place mult mai mult a mea. Deci a ta e strălucitoare și lovită sau ce mai... Nu, ce... a mea nu... Bă, înțelege că așa vezi tu, așa văd eu. Adică a ta o văd super, super jegoasă, uite și în față, da, mamă, da, e numai noroi, numai alea. Bă, hai să zici, dă-ți cu părerea despre a mea. Ok, părerea mea despre a ta, ca notă, eu zic un 9. Sincer. Nouă? Da. Bă, mie îmi place foarte mult cum am făcut-o. Eu o să-mi dau 10 la a mea, logic. Nu, mă, tu dă notă la a mea, nu la a ta. Bă, la a ta, hai să zic așa, nu-mi place aeronul din spate. Mi se pare că strica aspectul mașinii. Mie mi se pare că la fix intră acolo. Okay. În schimb, bara din față, da, e chiar faină. La mine arăta urât cu bara în față, sincer. La mine arată fain. Chiar o face așa mai muscle. Roțile parcă sunt cam plictisitoare, sincer. Păi da, dar am zis să nu pun cine știe ce să nu iasă în evidență, să mai iasă mașina bine, în evidență. Mai bine puneai de alea nebune rău. Na. Pare rău, bă, îi dau un... Fii atent când dă mai mic. Eram sigur. Dar dați voi notele pentru că notele voastre contează. Ziceți ce mașină vă place mai mult, a mea sau a Luțanu. Și hai să vedem pe autostradă care e mai bună. Bun, eu sunt gata, dă tu startul, Țane, până... Ia, nu stai. Am dat sonorul mai tare, vreau numai să auzi asta. Ia, zi. Bă, sper că se aude se și la chinuie. Voi. Mamă, deci... A mea face mult mai fain. Până unde mergem? Electrică. Bă, păi nu mergi, până unde prinzi viteza maximă. Da, bun, hai. Până nu mai merge. Hai, top 3, speed-ul. 3, 2, 1, start. Deci oficial, eu am scorul de 950 și el are 948. Da, deci cu două puncte mai mici. N-o-s la fel. Nu contează, poate să fie cu puncte mai mici și să fie mai bună. Nu. Bă, hai să vedem top speed-ul. Momentan se vede că a ta se duce mai tare. Da, eram atent la mașina aia. Mamă, cum a luat-o. Se duce Ferrari, nu așa. Ferrari, ma, păi ai Ferrari, what? Da, pentru prima oară chiar putem spune că se duce Ferrari. Da, mașina lui, faza e că stock a ta e mai bună decât a mea. Da, dar nu cu foarte mult și, păi, dar nu contează că am adus-o la tuning la nivelul la a ta. Păi ideea da, da. Eu puteam să mă duc mult mai sus, dar am lăsat-o mai jos pentru tine. Hai să vedem, top speed-ul, păi da, dar poate n-ai tăiat. Mă, bă, tu cât ai acum? 422! Da, n-am nicio șansă. Mamă! Da. Da, cam ăsta e maximul, nu merge mai mult de atât. A mea are 381. Zboară, bă, cam așa era diferența pe episodul anterior cu Lamborghini, jur. Da, deci pe episodul exact trecut, exact eu aveam... Eu eram în cazul lui, da. Da, 422 nu merge. Da, n-am ce să fac, mașina nu duce. Eu am tunat-o la maxim. Deci mai mult de atât n-aveam ce să-i fac. I-am pus tot ce trebuie. Eu puteam să tunez și mai mult de atât. Da. A, da, nu i-am schimbat motorul, că după aia le facem prea puternice. Da, nici eu nu i-am schimbat, nici unul dintre noi l-a schimbat.
Ok, păi atunci hai să mergem la... La liniuță, nu la ce liniuță. Bani. Păi da, și acolo mă bați, că s-o văzut clar. Păi nu contează. Încercăm. Hai că m-am dus, da. Din nou n-am nicio șansă pentru că s-a văzut acolo pe autostradă. Hai să încercăm să sărim pe rampă. 3, 2, 1 și... Bă, stai așa! V-am zis și... Nu eram pregătit, am încercat ce să fac o schemă. Oricum mă întrebi, stai chill. Uitați-vă doar. Deci n-am nici o șansă. Și plecarea și top speed-ul tot. Dacă am ratat eu rău de tot startul acolo. Da. Uitați-vă și voi, n-ai cum, n-ai cum să concurezi. E mult mai bună mașina. Mi se pare. Și stălitura. Ia să vedem unde ajungem. Trec de apă, nu trec de apă. Cum ar fi să sar eu mai tare? Ar fi imposibil. No, imposibil. Mamă, eu... n-am trecut de apă, dar am ajuns tu, scale. Eu la începutul apei sunt submarin acum. Da, hai să vedem o cursă, deci până acum m-am bătut la două probe. No, 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 la design te-am bătut lejer. Acolo abonații vor decide. Culoarea mai lucioasă așa de la apă. Da. Deci momentan două probe el i-a câștigat, contează și designul, să vedem ce votați voi și hai să vedem cursa. Acolo o să fie cel mai greu. Hai să vedem că poate iau punctul ăsta, cel mai important punct, practic, aici se vede... Bă, ah, pe credeam că e un start, 3, 2, 1 și el. What? Chiar așa a fost. N-a fost atent? O lăsăm moale, că vreau să-l țane, că te... Nu ai nicio șansă, să fim serioși. Bă, chiar am șanse, pentru că poate se ține bine pe curbe. Păi se ține, dar degeaba, la cum șoferul, ce să-i faci la șoferul? Păi da, dar tu ai top speed și pe partea aia unde poți să bagi viteză, o să mă prinzi din urmă. Deci de aia nu-mi bag capul. Da. Hai, da. Bun. Ce bun zic, bun, mă, șobolane. Șobolane și șoboțane. E, secretul meu. Hai, ce da. Vrei să știi tu tot? Să nu te depășesc. Bine, mă. Teacă. Mă simt ca în GTA acum. No, n-ai șanse, te bade, te rup. Hai, mai treci și tu sau... Ei, eu crezut el că mă face acolo, mă. Bă, cum ai apărut din cealaltă parte? What? Nu pot să cred. Da, s-a oprit. Pentru cine nu-și dă seama, s-a oprit. Ce m-am oprit, mă, că am uitat în pom, că te-ai băgat în mine. Da, și aia nu înseamnă că te-ai oprit. Șobățanu, el are viteză și își permite să rămână în urmă. Treacă de pe loc ca racheta, nu așa. Da, mai are și plecarea de pe loc bună. N-am fost atent la această curbă. Zici că mă joc cu un bot de pe Stumble, guys. Ia ce stă el, mă. Ai, bă, nu ceva. Da, și dacă te bat, după aia zici ce? Ai, că mă bați. Din cauza că am stat, că te-am lăsat. Vezi că pentru mine e mai ușor că te aștept pe tine, că-s atent la curbe. Păi da. Nu bag viteză mare. Mă, dar eu de ce nu te arunc pe tine, întrebarea? Pentru că reușesc să accelerez mai repede decât încerci tu. Da, mă, n-ai cum. Pe el ajută prea mult mașina. Cum dă să se apropie un pic de mine, cum îi dau una? Hai, nărăi! Bă, n-ai căzut de pe pod acolo, răstimă și respect. Ok, ai venit și tu pe arătură, dar... Bă, ce mă împinge, mă, mașina ta are putere mai mare și efectiv mă împingi de pe drum. E logic, nu? Uite și tu. Deci eu n-am ce să-i fac, efectiv. Bă, dar am crezut că te-ai oprit în copac. Hai, că m-am oprit în copac, dacă e. Ideea cred, e că și dacă sunt în față, el tot mă poate prinde din urmă. Lejer, am înțeles. Bă, da, eu mă așteptam să fie mai bună pe... Ce am observat? Cred că e șofer mai bun de Lamborghini decât de Ferrari. Bă, nu mai comenta, da, mă. E tot în parapet. Voi nu-l vedeți pe arta, dar eu văd cum tot în parapet. Da, a mea accelerează pe loc, practic. Da, mă, da. Mai comenta, mă. Păi nu, mă, dar se învârt roțile pe loc așa inutil. Hai da. Ba, ai și un pic de lag parcă sau mi se pare mie? Da, am la lag de... Ah, bun. Ok. Am atins un pic aia, dar cum se face că numai eu aveam pietre în zona în care tu ai ieșit de pe drum? Tu n-aveai pietre. Am atins piatra. Păi da, dar pe mine m-a blocat, m-a oprit efectiv pe loc. Mă, ce face, mă? Adică ce fac? Am impresia că pune frână și tot ia curbele prea rău, cu tot cu frână. Cum iau curbele rău că le iau perfect? Eu nu știu ce vezi tu. Eu nu știu. Da, uite. Na. Am luat checkpoint-ul, stai chill. Bă, înțelege că tu ai mașina mai puternică. În momentul în care intri în mine, tu mă împingi, eu nu. Pe episodul cu Lamborghini, cred că era exact aceeași diferență. Dacă nu mai mare.
Deci să nu te aibă fricania. Bine, mă, țane. Să s-o lovi și el. Păi da, normal, dacă... Băi, Doamne, dacă scurbele grele, normal că mă lovesc și eu. Eu nu prea s-atem la curbe, s-atem mai mult la tine. Ia uite-l. Ce încearcă el, mă. Te dau un parapet, nu? Am văzut, am văzut, da. Mersi. Tăcere. Chiar m-ai ajutat acolo. Să vedeți de nu-l bat eu la final, că face el mișto. La jumătatea cursei să mă duc așa Ferrari sau ce zici? Păi suntem cu Ferrari, ia. Nu s-ar fi băgat într-un stâlp. Uite, deci bă, n-am cum. Deci eu n-am cum să fac față. Nu, n-are sens. Ne băgăm unul în altul, dar ghișe, tu mă arunci pe mine. Știi ce, cred că o să mă duc, nu, mă duc când vrei tu. Mai stăm, am zis la jumătatea cursei. Băi, eu n-am treabă, tu faci ce vrei tu. Da, asta nu e o cursă cinstită. Ca să te cruci și pe tine, aia, la aia mă refer. Am sărit un pic. Nu ai nimic, am revenit. Nu ai putut face, hai, noroi. Hai, noroi. Doamne, cum sare el peste tot. Păi da, eu... de o râpă, pac, e a mea, trebuie să sară în ea. Eu încerc să mă duc tare, dar nu prea merge. Hai da. Hai da. Bine, țane! Era fain să-ți pierzi controlul dacă intru în tine din spate. Da, și pe și așa pierd controlul când intri din laterală și nu-i cinstit. Da, așa, ba, e foarte cinstit. Ba, nu-i cinstit, țane. Hai că aici prin viteză. Păi aici, deci, aici eu am făcut perfect, el mă va întrece. Păi logic, și eu merg perfect. Hai păi da, perfect, pentru că tu ai viteză. Bine, mă, țane. Da, pentru prima oară m-am dus Ferrari. Ce mă bucur. Doamne, da, este coste că... asta, meciul. Hai că e posibil dacă e. Nu, bă, deci de acum o este posibil. Ferrari, pentru că vreau să-l bat cum se cuvine. Nu o să-l mai las absolut deloc. Chiar este posibil, Țane, n-ai ce să mă lași, că șansă. Te-am bătut. Bă, tu n-auzi că n-ai nicio șansă. Ești spate, pupoi, nu mă mai prins tu din urmă. Deci asta e greșeala vieții lui, ce-o făcut acum se numește șansă. Greșeala vieții. Să nu vă credeți prea buni în viață că o să pierdeți. Știe de fapt că o să piardă, dar zice și el așa. Da, 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 da. Mă, parcă nu te mai aud așa râzând acum, Țane. Hai, prinde-mă. Păi mă concentrez și o să te întrec acum. Da, 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 hai, prinde-mă. Mă făceam așa la troll. Da, 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 păi ce faci? Uite, de o grămadă de timp nu mai m-ai prins. Stai un pic, că... Mamă, ce emoții are, îl simt în voce. Fost frumos de asta, așa, cu așa. Da, 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 hai, Țane, prinde-mă, te rog eu frumos. L-ai ratat? Nu pot să cred, cum pot. Și antenă, cum ziceai și tu, o mașină mai puternică poate să însemne și dezavantaj. Da. Că mă duc prea tare și... A, și eu am ratat checkpoint-ul. Când ești în spate, am înțeles. Când ești în spate, ai tendința să accelerezi mai tare ca să-l ajungi pe celălalt. Am pățit. Și nu-i bine, trebuie să mergem citișor, chiar dacă ești în spate. Pentru că cel din față, la un moment dat, o să fac o greșeală. Gen cum am făcut eu? Da, exact. Ok. Uite, așa și deja sunt spatele tău. Bun, el a ieșit iar un pic de pe drum. Mamă, e chiar în spate, bă, am emoții. Să fiu, nici a mea nu prea ia curbe, de ce să ne mințim? E foarte bună pe viteză, dar pe curbe nu-i bună. Păi acum mea. S-ar putea să mă ajungi. S-ar putea? La 10 ai, metri țane, păi nu, dar s-ar putea să mă și întreci. Că tu ai viteza, aia te ajută. Aia acum, zic. Gen în momentul ăsta. Nu, că o las moale, nu vreau să fac greșeli. Aici mă întrece, pe drum drept, vezi? N-ai ce să faci. Uite, da bă, n-ai ce să faci. Asta chiar nu-i cinstit, pentru că eu n-am putere să te împing pe tine. Da bă, da. Nu-i cinstit. Vin fața mea să nu te pot depăși. Păi da, mă, că eu pot să și conduc să stau și în fața ta. Nu cred cum l-am făcut praf acolo. Păi da, pentru că tu ai putere, la mașină eu n-am. Ce-mi place, mor. Bă, deci ce suferă, mă. Suferă el când are mașina mai bună. Nu fii atent, hai că te mai aștept și nu mai intru în tine de data asta, o dăm ca lumea. Hai. O să încerc să te depășesc fără să mai intru în tine. Păi nu, dar eu chiar n-am ce să fac. Nu, degeaba intru. Eu pot să intru cu toată puterea, că nu te împing. Bun, depășește-mă și de acolo îi dau. No, bun. Uite, fiți atenți. 3, 2... Hai să nu exagerăm, că nu e niciodată atrapant. Tu erai oprit de aia, că dacă nu... Da, acum urmează imediat. Vezi că ta cred că ia un pic mai bine curbele, sincer. Păi mai și eu opresc eu calul mine, ce hai, noroi. Ce să faci? Mamă, drum drept, nocivare! Na, ce pot să-i fac eu pe drum drept? Numai vezi la curbe, eventual. Mamă, vezi că merge prea rapid. Da, păi e asta... Nu prea ia curbe.
Ăsta a fost dezavantajul meu un pic data trecută. Efectiv prin 300 la oră așa instant. Păi aia e că tu dacă te oprești pe loc, tu câștigi timp acolo. Eu dacă mă opresc până îmi pleacă al mea... E antenă. La mașini în realitate de obicei se măsoară viteza 0-100 sau 0-60. La asta se măsoară 0-300. Ha, naiba. Hai mă să lăsăm un pic mai moale că mi-o transpirat mâna, să mă șterg un pic. Uite aici nu mai accelerăm și tot mă duc. Hai da. Hai mă le, hai da, răi. Chiar n-am vrut să intru. Hai mai atins un pic. Bă, da, ta derapează, ție ți apare că ia să fum? Depinde, eu nu pun frână cu space, de exemplu. Da, cred că numai mie mi-e pare cum ia să fum la toate curbele. Bun, și aici trebuie să-l depășesc. M-am dus! Da. Ziceți ce pot eu să fac în situația asta? Ce drum vreau drept. Să-l depășesc, îl depășesc. Drum simplu. Drept, s-a dus torpilă. Hai că ai luat și tu curba asta. A, da. Bine, nu-i cel mai... Chiar asta ia mai bine curbele. E cel mai rău lucru din lume. Păi da, ia mai bine curbele pentru că merge mai încet de asta. Nu neapărat, dar el rolul ăla te ajută mult la curbe. Eu nu mi-am pus că mi se părea că arăta urât. A, mă, dar inutil. Uite. O să mă duc. Pe drumul ăsta ce pot eu să-ți fac? O să mă duc că vreau să și câștig cursa asta azi. Cine știe cum fac vreo greșeală și aș regreta, sincer. Da, eu m-aș bucura enorm. Așa că am 400 la oră aproape, nu ceva, ne? Da, eu nu pot să prind atât. A ta nu prinde, da? Aoleu. N-am ce să fac, mă. E mai greu din tastatură un pic, sincer. Opa, opa, opa. Câteodată ai impresia că e mai greu, câteodată că e mai ușor. Bun, 200 la oră. Bă, mă țin bine în spatele tău, n-am să te mint. Da, nu, hai să-i dau eu mai Ferrari un pic. Dă-i. Deja mi-o transpirat mâna, jur, nu mai pot. E prea lungă cursa asta. Hai, țane. Opa. Mamă, m-am făcut praf. Hai că te-ai făcut, nu te văd dacă e. Hai că m-am făcut dacă e. Ha, numai asta e șansa mea să se facă praf. No, păi și tu să te faci praf, logic, nu? No. Ba da. Bun, acum scopul meu este, plecând odată cu tine, să-ți dau și DNF, logic, nu? N-ai cum. Altfel, degeaba te-am bătut. N-ai cum să-mi dai. Na, uite, porțiunea asta, de exemplu, o win pentru el. Ce să faci? 330 la ora așa, ca popa. Ce mă, popa de merge cu atâta? A, mă, da. Nu știai? Nu. Stai, că acum vine și mai mult drum drept. Da, ce-mi place uriaș. Drumul drept. 330, 340. Mă, după 300 ala-i... să știi că accelerează mai greu. Ăla-i top speed-ul la mine, 340, despre 390. Ce vorbim? Ha, eu-s 320, frumos. Bun. 340. 405. Na. Deci aici o câștigat la teren de bombă. Da, deci cam pe la 405 am pus frână din păcate. Aia mai pățești. Da, n-am nicio șansă. E aici mai încetut. Bă, cât de când merge treaba, posibil totuși să-i dăm un DNF? No, lejer nu. Zici tu? Da. Eu zic că te mai faci tu măcar o dată praf. No, țane, că mă țin bine. Vezi că o conduc chiar bine. O, ești cu un checkpoint în fața mea. Da, suspect, nu știu ce să zic. Te ții bine dacă nu ții DNF. Da. Dar dacă plecam de la început... Păi da, mă, dar n-ai așa. Cum. Păi da, dacă tu prinzi cu 80 la oră mai mult decât mine. Are, bă, 40. Păi tu cât prinzi? 420, dar nu am prins niciodată. A, bine, eu prin 380, da, dar tu mai ai și plusul ăla că pleci mai repede de pe loc. Aia mă ajută, nu viteza maximă. Da. Bine, mă, eu dacă pun frână instant am 300 înapoi. Da, asta e trist frumos, pentru mine. Frumos. Mă, dar e chiar în fața mea, ăsta. Uite-l. Cred că adică, cumpăr și stai eu. Stai că nu-l vedeți acum. Da, aș cumpăr acum țanul și-o pus comandă. Bă, nu, îl iau second, că hai să nu exagerăm. Okay. Uite, deci e aproape de mine, îl văd pe minimap, dar degeaba. Eu nu te văd pe tine, sincer. Păi, te-am văzut un pic. Nu te apare. Da, 320. Dar... Încet, încet, tu îți dai seama, la fiecare checkpoint mai câștigi un pic, mai câștigi un pic. Deci doar dacă faci o greșeală mare am o șansă, dacă nu, nu. Bă, o greșeală mare e imposibil să fac, sincer. Ok. Pentru că... Sunt prea bun. Ah, ok. Ești că sunt și eu cu măgarii pe câmp. Aia zic, măgarii erau aia? Da. Da, cred că cu măgarii o să rămâi, din păcate. No, țane. Da. Serios, acum tu cam cu ce viteză mergi în general așa? Cam 250.
A, pe bine. Eu cam cu 300. Păi n-am cum, eu nu prind atât. Bă, mai pățești. E ok. Deci, nu vă luați Ferrari că slabe, aparent. Da, nu vă luați G50 când de la altare ce ai tu, nu știu ce ai tu. Da, 812 super fast. Super fast e el, mă. Vezi și nume, zice, efectiv. Bă, adevărat, adevărat e că deja nu era cinstit din nume, trebuia să ne dăm seama. Da, da, da. Asta e viața, bă, eu n-am văzut niciodată un G50 din ăla, probabil cu un motiv, nu? Nu o vrea nimeni așa ceva. În schimb, de asta am văzut în realitate. Bă, dar eu nici n-aveam la mașini așa ceva, deci nici nu puteam să o aleg, nici n-am avut șansă să o aleg. Cred că e mai ieftină decât toată, sincer. Bă, irelevant. Așa am eu un ciur cost 18 milioane, din 1950. Oficial, am câștigat în africane. Sunt curios dacă îți dau DNF, sincer. N-ai cum să-mi dai. A, da. No, ce mă că sunt aici? Ce DNF să-mi dai? Păcat că nu scrie unde ești. Ai ce DNF. Păi uite, acum ajung, mai am 18 secunde, cu spatele merg și ajung. Ce să... Ai ce să faci. Easy. Uite-l bă, c-o trecu, bă, deci easy. Nu i-am dat DNF, bă. Vezi că m-am ținut bine. Secunde. A, ba nu. Ba pe acolo, 20 no, de secunde. Nu, 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 cred că mai aveam vreo 14 secunde sau ceva. Da, slăbos, slăbos, nu frică. Ia uite, cine e pe locul 1? Uite, bă, acum apare și asta, nu mai ieșe cu asta. Vom deschide o grămadă de super wheel spin-uri, cred că vreo 30 cel puțin, poate mai bine de atât. Așa că aș aprecia enorm like-ul la blană acum, dacă vreți să continuăm cu Forza. Bineînțeles, acolo să fie cât mai multă susținere și hai să începem să deschidem. Acum, pentru cei care nu știu, sunt mai multe wheel spin-uri. Avem așa, dacă intrăm la My Horizon, avem wheel spin și super wheel spin. Dacă o să intru eu la gift, dar hai că mai știu unde e ăsta. Intrăm aici la message center și dăm ok frumos. La gifts avem din partea comunității sau ceva. Avem 5 super wheel spin-uri, după care 20 și aici încă 4. Deci avem 29 și poate mai am și eu, vedem. Acum treaba e în felul următor. În momentul în care noi deschidem un wheel spin normal, avem șansa să ne pice o singură chestie. Că e legendară, că mamă, cum era, 250.000 de dolari. Cârâul ăsta îți credite, dar de fapt sunt dolari. Cu banii poți să-ți cumperi mașini, bineînțeles. Bun, deci, ori avem wheel spin-ul ăsta, ori, acum vom... Eu vezi un BMW din 2008, frumos, drăguț. Ori avem, dacă intrăm la gift aici, bam, hai să deschidem momentan 5. Avem barbașanii super wheel spin-uri unde sunt câte 3 dropuri deodată. Boom! 55.000 de dolari și un McLaren 570S. O să vedem după și mașinile, sper să mi le arate cu new. Să vedem cam cât valorează toate mașinile pe care le-am prins noi. Stai să mă pun și în stânga. Boom! Hai! Boom! Dă-mi te rog ceva legendar. Hai, zi, zi, zi. Da, vai de capul meu dropul ăsta, 57.000 de dolari. Hai să vedem următorul spin și... Bun, bun, bun! Mamă, cum era ăla! Totuși avem un BMW X5M. Este binevenit în familie. Dacă-i dublură, poți să îl vinzi la Action House. Hopa, hopa! Două emoturi, dar avem 200.000 de dolari. Până acum sunt cei mai mulți bani pe care i-am primit. Hai, următorul spin și după aia mai avem încă 24 super wheel spin-uri. Și. Bă, e bine că fac bani măcar, adică am 1.500.000. Ok, hai să mai vedem. Bam, dăm la gifts și aș dori astea 4 să le deschidem acum. Și. Hai cu legendara! Mamă, mă simt ca pe Stumble. Da, 46.000 de dolari și un nou claxon. Ați văzut legendara acolo pe stânga? Hai mă, dăm măcar o legendară. Da, bătaie de joc. Totuși avem o epică, un Lambo. Mamă, Lambo Jeep. Și mă ăla. Și legendara. Hai bă cu legendara, te rog, te rog, te rog, te rog. Ok, totuși avem două mașini. Da, cred că Holden Sandman ăla îi dezastru. Iar Dodge Viper, nu știu, vedem după aia cât costă fiecare, după ce facem opening-ul. Și pe cele mai bune le și... Mamă! Bine mă! Avem prima legendară, doar că sunt bani, dar avem 340.000 de dolari.
În momentul ăsta avem 2 milioane de dolari aproape, ne permitem o grămadă de mașini, îi bine și așa. Dar mai avem încă 20 de super wheel spin-uri. Dacă nu îmi pică nici o mașină legendară din 20 de super wheel spin-uri, am nebunit. Ăstea cred că sunt cadou de Crăciun. Mamă, mamă, aproape. Era o epică interesantă acolo așa. Și era și Forza Edition. Hai, zi. E, beleaua. Mă, dar parcă nu pică nimic interesant momentan. Nu ne pierdem speranța totuși. Hai, legendara. Și. Bine-s, 140.000 de dolari. Am depășit 2 meleoane. Hai. Și... interesant Ford-ul ăla, dar avem 204.000. Cum era cam partea dreaptă să-mi dea 175.000 și pe mijloc 250.000. Era extrem, aproape jumătate de milion dintr-un super wheel spin. Hai, zi. Ok, Infiniti Q60 îmi place cum arată, nu e cine știe ce, însă încă 100.000 de dolari acolo așa. Haide, legendara! Nu vrea, mă. Mamă, ce pârnaie! Ăsta cred că a fost cel mai rău spin din univers. Hai, legendară și... ok, hammerul ăla probabil nu-l aveam. Așa că măcar e bine, nu-i dublură. Este fain să colecționezi toate mașinile. Mamă, bine. Ok, deci avem un Honda, o Honda, un Eclipse și 100.000. Hai, încă 11 spinuri. Te rog. Te rog, dă-mi ceva bun rău de tot. Totuși, poate una dintre mașinile astea costă mult. Vedem după. Mamă, era un Lamborghini acolo, l-ați văzut? Nu-i cine știe ce de scump, dar e bunicel. Ok, încă 145.000 și ceva claxon, neinteresant. Și. Un Mitsubishi 50.000, iar nu prea cine știe ce. Hai, te rog. Bun, bine, măcar îți bine pe bani. Cred că îmi cumpăr o mașină în episodul ăsta sau în episodul următor. Oricum vedem cam. Mamă, ce vorbești, mă? Direct 300.000. Am vrut să zic 400.000. 300 și ceva de mii erau acolo. Hai, zi. Mă, dar nu vrea, mă. Banii mi-i dă. Sunt destul de mulțumit. Dar să-mi dea așa o legendară. Să o vedem noi acolo. Până acum, maxim epică a fost. Hai, te rog. Legend... mamă. Bine, mi-a dat de două ori legendară, doar că un tricou și 300.000. Not bad, dar totuși. Mai dăm și wheel spin-urile celelalte pe care le avem. Poate-mi pic acolo, mai știi? Bun, iar vreo 200.000. Hai mă, orice o fi nu contează, doar să fie o legendară. Bine, mă, avem un Ferrari decapotabil, bine. Fain decapotabil, ok, îl vedem și cât valorează. Tare, se vede că e pe stil vechi, dar până la urma urmei, BMW Z-a ăla e destul de troll, trebuie să testăm mașina. Și 375.000, ok. Ultimul spin, bine, ultimul super. Ok, sunt destul de confuz și eu, de ce să vă mint. Avem un Golf, un Volkswagen din 98, frate. Doamne, 4 meleoane, ce-mi place. Ok, hai, 9 spinuri, dă-i. Dă-i, zi. 100.000, am început bine, ok. Mamă, Ferrari-ul ăla, McLaren ăla, mamă, ce frumos mergea. Și chiar era să mi-l dea. Un F1 din 93. Era totuși legendar. Valora un meleon, două meleoane lejer. Un Jeep. E interesant. Hai zi. Și... ok. Un Clio. Not bad. Da, probabil valorează, nu știu. Mă, cum luam centenario. Legendarul și... în schimb mi-a dat 2.000. Pe bune. Mamă, ce... ce rect. BMW-ul ăsta e ok. Ok, și cred că era în două uși, dacă l-am văzut eu bine. Hai, te rog. Un Porsche. Destul de ok. Un Turbo S. Un rar totuși, dar na. Nimic e bun. Mă, bă, da.
Doamne, cum l-am bugat eu ăla. Hai, te rog, te rog, te rog, dă ceva bun. Nu mai îmi da bani. Come on. Ultimul spin, dai și cu noroc, fiți atenți. Rupe spinul ăsta. 5K. Bun, perfect. Mi-a plăcut, ce să zic. Acesta este garajul meu. Cea mai scumpă, cred că e asta, Apollo, un din Welcome pe cumva. 1.500.000. Bun, asta este nouă. Deci ăsta e BMW-ul ăla Z4 care mi-a picat mie, doar 35.000 din păcate. Ăsta e 140.000, pe sistemă că nu cred că l-am luat acum ăsta. L-aș fi văzut un i8. În fine, X5-ul ăsta mi-a picat sigur 100K, bun, bun. M3, uite ăsta mi-a picat iar 45. Bă, de unde am eu, mă, Bugatti-ul ăsta Divo 2019? Că și ăsta e tot new. Da, nu știu, mi-a picat mie, am tot deschis chestii, am luat gifturi, am luat multe nebunii. 3 meleoane, ai, ai, ai. Da, cred că l-am primit într-un gift că, gen, înainte să filmez, intrasem tot acolo la gifts și erau foarte multe chestii. Gen, nu știu, multe mașini pe care le-am tot acceptat și nu știam exact ce accept, că nu prea explica ca lumea, tot acceptam. Și asta e una dintre ele, 3 meleoane. Ok, tare. Bun, deci am primit... Că scrie new, da? Doar ce l-am primit. Mai avem încă un Chevrolet din ăsta. Ne uităm la toate la care scrie new. 110.000 ăsta, ăsta 105.000, 47.000, 2 meleoane. Asta e tunată, mă. Ok, trebuie să le testăm neapărat. Bam, bam, 150.000, 70.000. Fiți atenți. Asta e legendara care mi-a picat mie, da? Asta mi-a picat mie? Cât, mă? What? 18 meleoane, mă? Mamă, e mașină de-aia clasică, rău de tot, vintage, cu toate cuvintele din lume. M-am îmbogățit. Deci eu am 4 meleoane, toți banii și asta valorează 18. Da, asta mi-a picat, că mi-a picat mie o decapotabilă. Wow. Wow, 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 stai că mai am și un Lamborghini Sian Roadster. De unde le am, mă, pe toate astea? Asta o aveam, Senna. Doamne, și asta mi-a picat un AMG. Ăsta iar e new. Dar ăsta le-am primit la gift, v-am zis. Totuși, decapotabil aia. Bă, da, am multe mașini. Văd că am multe dubluri din astea supra. Făceam eu niște șmecherii și făceam rost de wheel spin-uri în trecut, când m-am mai jucat eu. Doamne, cât de frumoasă e și asta. Doamne, doamne, doamne. Ok, da. Păi eu vreau prima oară să ne urcăm în... Asta. În Ferrari. 18 meleoane. Dar asta mi-a picat la... Mi-a picat sigur la wheel spin, mă. Despre ce vorbim? Că e singura decapotabilă pe care o am. Ia vezi eu. Ia joacă mașina asta. Mamă. Ia vezi interiorul. Frumos. Uite și tu unde e retrovizoarea. Ha. Ok. Ia vezi, are până la 180. Așa că-s kilometri sau mile. Cred că-s mile. Ba, 200 are în bord. Tare. Ia stai. Mai aproape. Bam. Tare, bă. N-ai ce să zici. Ia vezi eu. Ia vezi. Se simte care putere. Yo, ce frumos fac țevile de eșapament. Are 4 țevi de eșapament. Dar nu cred că duce ea prea mult. Și la curbe, cred că e dezastru. De fapt, na, are, dacă are în bord 200 de mile, ar trebui să... Oh, ce frână! Am distrus parapeții, am distrus tot. Hai, mă, chiar acum vine noaptea, pe bune. În fine, tot o mai putem vedea cât de cât. Ne punem așa, să bată soarele convenabil. Să ne bată din spate și ia vezi ea. Hai. Bum. A doua. Vedem în dreapta, da? A, nu vedeți. Înțeles. A treia. 147 la oră. 155. 168. A patra. 180. Mamă, mănâncă șoseaua. E decentă, nu pot. O pot să zic că nu, da, nu, nu mănâncă șoseaua. Câte viteze are oare? 5? Ia să vedem. Suntem încă în a patra.
Sunt curios dacă... Nu, are 4 viteze. 213 la oră. Atât se poate. Atât s-a putut. Ia stâlpul. Bun. Hai să vedem. Mai avem încă un wheel spin. Ia vezi, mă, cum ne pică nouă de aici, legendară. Ia vezi, ia vezi, ia vezi, ia vezi. Da, bătaie de joc. Bătaie de joc, efectiv. Bun. La mașini dăm 5 car și... Vreau să mai văd, vreau să văd Bugatti-ul ăsta, dar parcă și mai tare arată unde era, unde era Lamborghini-ul. Nu știu, mie îmi place mai mult. Spuneți ce arată mai fain, Ferrari-ul, mamă, Lamborghini-ul ăsta care, paule, cum ar... Doamne, cât de frumos îi. Doamne, e așa cromat, n-ai ce să zici. Ia vezi interiorul ăsta. Ce să faci, mă? Sau Bugatti-ul ăla. Ia să testăm aici. Ăsta e testul, prieteni. Mamă, că se ridică, o ia razna. Taualo, are aripi. Fiți atenți. 223. Da, Tevericu. 267, 270. Hai că eu încerc să mă țin pe șosea. 310. 325. 340. 350, 352, 357, 360. Da, mă, 360 o dus maxim. 361, 62, 64, 65, mă, ce? Doamne, că mănâncă... What? 370? 372? Wow! Wow, wow, wow! Ajunge la 400, mă. Și cât de bine se controlează. Da, nu știu cât o prins maxim, dar îmi ziceți voi că n-am apucat să văd. Da, asta e prea tare. Frumoasă, rău de tot. N-ai ce să zici. Bun, stai să ne punem și noi să ne încurcăm traficul. Și aș mai vrea să testăm neapărat. Unde e ăsta? Bugatti Divo. Ia. Pare tare și ăsta. Ia vezi-l. Mamă, ce întoarcere, că nu pot să controlez mașina. Frumos și Bugatti-ul ăsta, mă. Hai. Am zburat. Mă, cum se aude cum schimbă viteza? Prea fain. Interiorul n-am apucat să-l vedem. Bă, vezi că are deja... Are deja 340. Ce, mă? 360. Da, l-a bătut. Mamă! Wow. Îmi tremure ecranul. 398. 400! ...403. 405. 407. Bă, frate. Bă, savion. Mamă, ce era să iau pe ăla. 411, cred că o prins maxim până acum. Nu cred că mai ajung la viteza aia. A, am sărit eu de pe... Sau? Ia vezi. Acum, ieși la vale. 415. Bă, 420. 422? Da, ok. Cred că m-am dus. Wow. Prea șmecheră, bă. Ok, și vreau să mai testez o singură mașină acum. Unde-i, mă? Ia aia. Asta. Iseta. Ha! Ia vezi mașina asta, troll. Ia vezi-o. Cât prinde asta? Doamne, cum sună. Doamne, ce, mă, mașina asta? Dai troll rău. Tare. 78 la oră, atât prinde, gata. 80, e pe roșu, 81, are 4 viteze. 83, dacă prinde asta 100, nu mai zic nimic. Deci dacă asta prinde 100, o cumpăr.
în realitate. 88, 89, hai cu încredere că e și la vale. Hai, te rog. 90 măcar. 9 prinde. Ce mă, măcar 90, să mulțumim cu 90, hai. Să văd acolo 90, te rog eu frumos. Zi. 90 vrem. Nu poate, mă, nu poate, aia ce să-i facem. Opa, am dispărut, dar am și plecat de lângă voi, ce faceți? Hai, dă-i încet acolo, dă-i și tu, Costine. Astăzi jucăm niște Forza Horizon 4 și avem un challenge. O să dăm wheel spin și ce ne pică, cu aia o să facem cursă. Costine, ești pe contrasens. O putem tuna la maxim sau cum facem? Bă, fiți atenți, nu. La wheel spin ne dă și bănuți, ne dă și mașină. Și facem bugetul. Cum să-ți dea și bănuți, mă? Să numai un item, bă. Păi mai dăm unul ca să ne dea și bani. Și după facem cu banii pe care ni-i dă la wheel spin. Nu, eu zic în felul următor. Hai să facem o cursă cu cine pică efectiv. Și dacă mai avem timp o și tunăm la final, nu știu. O, și facem cu mașina gherlă așa? Fără să fie tunată. Eu așa zic, la noroc, 100% noroc. Hai mă să facem la noroc dacă zice el, ce tot atâta. Bine mă, noroc cu norocos, intru să dau? Hai să dăm. Ce treabă. Bă, aveam 99 de wheel spin-uri, nu mai puteam să strâng unul, bă. Mi-a dat o pereche de papuci roz, păreri? Nu vezi că aia trebuie să conduci. Nu știu ce mașină e asta, bă. Hai, bună. 160.000. Să țineți minte ce... Aolo. 160.000, da. Prieteni. Nu mai zic nimic. Prieteni, mi-a picat o mașină superbă. Bă, dacă vedeți ce mașină am eu. Uai de capul meu. Ai zis că nu le mai tunăm, da? Bine. Hai de capul. Bă, stai că eu mai dat încă o dată, nu voiam să mai dau o dată. Am o problemă, e posibil să nu termin cursa în timp util cu mașina asta. Mamă, ce-mi place. Mi-a dat cea mai rablă mașină din joc, cred că. Nu, eu cred că eu am cea mai rablă mașină din joc. Ce mașină ai, ce firmă? Honda. Ai rablă, mă? Dar eu am Mercury. Doamne, cum iei din 2001? Da, e una din aia. Mă, înseamnă că eu nu mă prea pot plânge, sincer. Hai să mă văd. Nu știu alfabetul, bă. Deci acum o să facem cursa. Cum să fac cursă cu așa ceva? O să merg cu 13 la oră toată cursa. Uitați-vă numai. Deci uitați-vă numai. Stai să vă, stai să vă. Dat mașină de epocă. Haideți la festival să... Olo, cred că are 3-4 viteze în toate vitezele. Ne-am dus. Bine. Știu cum te simți. Cum vă să-mi dea așa ceva? Hai de bă, deci, mașina asta a mea bârie într-un hal. Dar eu uit să schimb viteza, prieten, pentru că nu sunt obișnuit. Eu sunt cu automatele, cu astea. Unde bă mașina asta? Nu știu cum să zic. Nu, haide, eu sunt aici. Ce ia? Mamă, ce-i dau. Stai că mă pun lângă țanul. Mă, ce mașină și tot n-a ajuns. Hai bă, că se face verde, bă. Mă pun așa, eu plec așa. Uile el când fură, mă. Hopa, hopa. Te-s gata? Hai mă, că... Păi uite ce accelerez aici. Acum, uite. Mamă, cum pleacă de... Mamă, dar eu am schimbat vitezele ca nubul. Bă, ce fain bârâi al lui Costin, e super tare. Bă, e tare. Serios. De-abia am prins 100, bă. Bine, prieteni. Că de-abia au prins 100, eu am 117 acum. Am înțeles, 120 am reușit să-i dau plană. Frâna, nu crâncea, nu s-a oprit, gata. Aha, uite-te la avia. Uite-i pe ăștia, mă. Și aveam 120 la oră, mă. Ce mustață are, nu ce? Gata, am adus să fac cursa, că nu-i deja. Nu, hai fă cursa și ne vedem direct în cursă. Are, băi, ne-am chinuit doar 5.000 de ani. Nu mai zic nimic, dar cum am plecat primul la startul ăla? Întreb pentru un prieten. Păi nu, ci stătea pe loc. Doamne, cu cine mă joc, nu pot să cred. Eu n-aveam nicio problemă, mă. Dar păi de știu, bă, ce viteză Ferrari are, nu ci, mă. Mă duc chill, dar de ce sunt chill? De ce sunt ghost? Cred că își revine după ceva timp, asta am înțeles. După 3 zile. Da, după 3 zile, uite, gata, și-a revenit. Bine, putem să ne băgăm unul în altul. Aoa, ce-mi plac. Mai mult stau mașinile astea. Păi bine că n-au nici ei mașini prea bombă, că altfel eram rip de mult. Nu, ceva are mașină bombă, nu știu cum să zic. Cât de c***a, adevăr, numai că el e prea paletă. Bă, lasă-mă, până mă obișnuiesc și eu. Bă, eu fac cursă cu 100 la oră, vorbim serios. Și tot cu 100, stai, niște. 100 fix, dă un cult de treabă.
Mamă, mai fac și driftane. E gata. E clar că ne bate boviți în țară. Stai, bă, de ce au curbiți cu 40, bă? Pentru mine e greu, mă, bă, mă obișnuiesc să și schimb viteza. Bă, ce greu e! 34 la oră, am trebuit să pun frână, că era prea viteză, prea mare viteză. Ce-mi place. Ce-mi place când mă bușesc. Am avut 40 la oră și trebuie să frânez. E gata, că... E prima dată când o să pierdă un video, cred. Dacă nu e un pic credeți. Drept drumul, e clar. Chiar cred că ar fi prima oară când aș pierde cu voi. Stai că eu iau toți stâlpii. Novicanul pe loc 1, ca niciodată. Păi da, mă, da, am și mașină, barbașane. Bă, da, mea nu depășește 90 la oră. Curești ce top speed are. Stai că era să mă fac praf. Stai așa, că am 100 deja. Mașina mea nici nu are centură de siguranță, apropo. Cam așa conduc eu. 125, da? Mamă! Stai că vine curba, aștept să pun frână. Da, de și la mine la curbe se cam face praf, sincer. 130, da, mă, scuze, tu dacă te faci praf de 5 ori, tot ne treci. Da. Mă, da, știi care e faza tristă? Că mie mi-e foarte greu să și vorbesc, să schimb și vitezi. Eu până acum n-am schimbat vitezele în Forza, mereu jucam pe automat. Da, mă, da. Vrăjeală. Stai, el are mașină de 700 și ceva, e o mașină de 100 și ceva. Eu 500 aparent. Nu, a ta e destul de bunicică. O știu, da, jocul că trebuie să mă obișnuiesc, barbașianilor. Dar să știi că ne-a dat după capacitate. Bine, ce-i drept că să-mi dă mie pe aia mai... Deci practic m-au făcut cel mai praf, bă. Bă, că nu că vreau. Dar pot să știi că așa ne-o, dar nu pot să cred. După experiența din joc, practic. Da. Da. Bă, dar nu m-am bușit absolut deloc, am mers perfect și m-au dus, s-au dus ăsta de nu mai merg. Am 100 aproape! Am 160 la oră! Eu am dat 4 viteze la mașina asta. Eu cred că mai am, deci am numai la 5 am fost și mai mult. La 5 am fost și eu cel mai mult. Eu n-am la 5, uite, dau pe 5, nu sunt pe nimic. Acum sunt la 5. Mamă, că mai și driftuiește. Bine. O să cred că nu am viteza a 5, okay. Ai ideal. Mamă, deci doar să duc să stau cu 10 minute înaintea mea. Da, barbașean. La o viță n-apare timpul. Încă n-a trecut de checkpoint-ul ăla. Plus 29, mă, zice la mine. A. Jumătate de minut în urmă. Plus 31. La fiecare checkpoint rămâne în urmă. N-are șanse, o viță în țară. Opa, prin a piță. Bă, dar cât trebuie sub cursat, eu nu văd. Merge încet și el, mă. Păi nu scrie la cât la sută. Ba, sincer, nu prea merg încet. Încerc să dau și o blană, dar în limita posibilităților, mai să zic așa. În decor. Alo. Nu știu de ce am pus frână totală în curbă. Lăsați-mă să obișnuiesc să schimb și vitezele și toate astea, că mi-e greu. Nu te lăsăm. Bă, măcar de la și întrece pe Costingă, pe nocip, deja nu mai am șanse. A, stai, că am intrat în apă și aproape m-a oprit pe loc. E bine. E bine. Am luat zidul. Am cursă cu 100 la oră. O viță, cred că și-a DNF, bă. Păi să știi că mi-au DNF, 42 de secunde deja. Dar există să ții DNF, mă, cred că aici. Cred că și eu mi-au, nu, da, da. Care termină primul, începe numărătoarea. Cred că și eu mi-au DNF, bă. Ce-mi place. Nu pot să cred, crebă. Că să-ți fie cea mai lungă cursă din istorie. El a zis să nu tundă mașinile, bă, pentru că știu ce urmează să-i pice. Deci ca idee nu am știut, pur și simplu astea au fost regulile. Bă, cine pică asta este, nu tunăm și cu asta jucăm. Și acum lipsiu de număr, nu mai pot ei, bă. Mă duc o mână, că e mai lejer la 100 la oră. Eu toți în 2000, că mi-e frică. Da, că eu sunt pe când, prieteni. Da. Ce? Ce ești? Am ajuns pe câmp un pic, dar m-a redresat. A, n-are nimic. Nu contează dacă e. Păi ai 25 de secunde în fața mea. Serios? Nu mai contează? Da. Nu cred. Poți să te oprești 25 de secunde și tot nu te-am trecut. Păi stai că încă, încă mai iau demaraj. Opa, că m-am dus, m-am demarat de bine, tot. Bine, mamă, că eu nu vă mai văd pe hartă, pe niciunul. Dar nici nu văd pe nimeni, stai liniștit. A, îl văd pe novicipnul. Nu pot să cred că mă prinde din urmă. Bă, dacă-l prinzi, te rog... Oficine. Te rog, bușește-l, bă, dacă-l prinzi. Păi degeaba-l bușesc, mă. Cum degeaba? Păi degeaba, mai tare mă fac eu praf. Într-un perete ceva. Hai, barbașiarilor, unde sunteți? Dormiți? Ce faceți? Pe drum. Am,
100 la oră, tu ce viteză ai? 150 acum, 160. Nu, bravo, mi-a luat blind atâta. 170. Mai trebuie să-mi pun și frână, că ia și curbe blană. Înseamnă că sunt norocos, bă, cu mașina asta. Oh, oh. La mea ia aproape 200. Oh, fiți atenți că încerc o schemă să iau curbă din aia periculoasă. Că m-am dus pe camp. 52 de secunde, nu pot să cred. Mamă, mă întreceți în țară. Uuuu, ce cool, hai că n-am făcut nimic. E jumătate de minut între noi, Costine. Ce nu înțelegi? M-am dus pe apă, pe câmp, pe toate râurile și pârâurile. Nici nu te văd pe harta, abia acum te-am văzut un pic pe hartă. A, e bine. Doamne, eu mă pun pe spate. Stai pe spate, frate. Succes, poți să dormi. Poți să-i dai alte patru. Tot așa mi-au DNF. Vă place acolo și a panda roșu, l-ați văzut sau salt? Hai că n-am luat, bă, la început de episod Ovid zicea că o să mă joc singur toată cursa, că o să fiu în față și voi în spate. Mă joc singur toată cursa, nu crezi? Stai că poate mă prinzi acum, Costine, că am luat un parapet din ăla blană rău. Are 40 de secunde și Costine, nu-i mai brează decât mine. Bă, nu, dar eu sunt ok cât de cât, adică sunt aici, l-am în fața mea pe... Da, mă, da. De aici la diferență de 40 de secunde. Da, de aici, în fața mea. Bă, da, cum ați văzut, voi chiar... A fost drumul drept și s-a dus. Voi chiar nu vă loviți deloc? M-a lovit, acum că le arătam și eu la Barbașani pandaul roșu și... Dar mai puțin să termine, mă. Să te asa de pandaul roșu, mă. Uite-te și tu cum mere. Nu că pe episodul următor, regulă de acum, tunăm mașinile. Bine, orice, mă, bine. Nu mai vreau așa ceva. Deci fain, deci... Dau tot speed-ul aici. Fac cursă cu 100 la oră, mă. Haideți, prindeți-mă dacă puteți. Asta este, dacă aveți un ciur de mașină, ce să mă fac? Dacă ne luăm noi mașini de la Banau. Vai că abia aștept. 200! Bine! Cât, mă, 200 ai prins? Da. Eu am tot speed 147. Iar tu n-ai prins 200? Ba, am prins, îți dai seama că am prins, dar nu mă așteptam să prins tu cu rab la aia 200. 147, am luat un stâlp, m-au redus la 130. Eu și acum am 230 în momentul ăsta. E 140. Nu mai pot să prind 200. Am mai recuperat un pic. Da, dar pierzi ce acum. Ce am recuperat? Hai tu, ce am recuperat și eu. O recuperam, mă, țan. 148! 149, mamă! Pierd control, 150, mamă, gata. Fiți atenți că s-a duce pe câmp, gata, nu mai. Nu pot să cred, 153. Îl văd acum pe țară cum zboară așa prin fața mea dintr-o dată, parcă văd. 153, bă, viteză Ferrari. Îți dai seama. Viteză Mercury. Ia, uite ce mă duc, cum iau eu curbele, bă, ca un pro player. Suntem la plajă, bă. E bine, e bine. Bă, 20 de secunde, vezi că am recuperat la Viciane. Ia, uite, și am recuperat, 7-2. Bă, da, adevărat. O recupera pe teren drept. Hai de cap, mă, nu mai zic nimic. Bă, și nu m-am lovit nici măcar o dată toată cursa, mă. Eu m-am lovit o dată urât de tot acolo, am pierdut la timp. De când învățam Novicanu să conducă, mă, că era palețian. Bă, 28. Bă, tu te-ai antrenat. M-am antrenat, azi noapte n-am dormit. Hai că, pe bune că n-am dormit azi noapte, că am încercat să-mi fac setările. N-aveți idee cât m-am chinuit pentru setup-ul ăsta? Nu o să iasă bine ceva, așa că... Și sigur, dacă vedeți episodul, e bine, înseamnă că o mers. Da. Merg eu liniștit pe falez, am timp să mă uit la pizza, ia uite. Poți să faci și o baie în Dunăre, mă. Mama, aici trebuie să am mare grijă, că am șanse mari să mă duc blană. Am 240. Vreau fiecare checkpoint pierd vreo 5 secunde. Aoleu. 250, prieteni. I-am pierdut acum, bă. Nu cred că mi-am luat DNF niciodată în jocul ăsta. 254. Mamă, hai cu 260. 260, am văzut. El are mașină care prinde 260, bă. Păreri? Deci, că o dau pe a 5-a, fac mai rău decât dacă aș merge pe a 4-a. Tu ai a 5-a, măcar. Eu am și a 6-a. Da. Nu am a 5-a. 154, 155, mamă, top speed, 156. Mai deci, e treia oară când iau 200 și ceva. Atât am putut, 156 pentru o secundă. Efectiv, simt că stau pe loc. Mamă, ce curbă, blană, am luat, aaa, mă, că-i... Plus 99 secunde. Le dau DNF-ul blană la Barbașani. 15!
215 au avut, bă! Da, înseamnă acolo înainte de curba aia la dreapta, nu? Da. Curba aia la dreapta, ah, care la stânga. Stai că n-am fost atent la hartă și păi m-am să știi dos. Că după aia vine la stânga. O, ce bine, fii atent că l-ajung, acum și nu trec. Băi, m-aș bucura să-l ajungi. Bă, mă tot distanțez, mă, în continuu. Tot și unul de secunde, ce să-l mai ajung? Hai că mă mai ajunge Costinuțul, da, cum să nu. Am 30 de FPS-uri în OBS, e bine? Bine! Ce să mă joc? Măcar mie cred, sper că merge bine. Și mie cred că merge bine, eu sunt sigur, dar... Niște gături pe spate la mașină, bă. 139, stai că scade viteza. Stai că îmi plângea mașina un pic. Ce zicea? Păi eram în a patra cu turațiile la maxim. Și eram... Bă, dar prea mult drum drept, bă, nu mă avantajează deloc. Da, 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 e nașpa dacă e drumul drept. Păi, de totuși, 158. Păi da, dar poate aveam și o șansă dacă era cu curbe. Vă mai bușa și voi. Sunt la 2 minute bă, distanță. La sfârșit sunt ceva. Ce la bucur, poate mergem niște. Păi, la 2 minute... Nu, oh, mai zic nimic. Îți dai seama, 2 minute distanță. Hai că ai vreo șansă. Bă, sincer, cred că așa o să mă învăț să conduc cu gherile de-astea de mașini. Lacă, luăm noi o mașină din aia bombă data viitoare. Să vezi ce mă dau de toți garzii. Să vedem. Toți garzii. De toți garzii, m-am dat eu acum. 131, bun. Hai, prin șoc, 230 sau nu? Poate mă, ăsta mă. Are mașină bună, băi, el ia 250. Stați, că m-am făcut praf. Că am vrut eu să iau curba da, în a șasea. El ia curbele cu a șasea, mă. Aveam 200 și ceva la ora, am vrut să iau curba. Păreri? Eu n-am avut 200 la ora. Uite, am 99 la ora, nu mai urcă. Gata, eu pot să conduc fără mâini. Uite, fac așa, gata, eu nu mai am nevoie de mâini. Ești pe pilot automat, mă. Păi la viteza asta, cui mai trebuie și mâini? Da, cum? 120, bă, da. Bine pe spate. Eu cred că dacă tu n-am mașina asta, îmi treceam pe... Hai că mă... Sunt de convins, sincer, da, Honda aia cred că merge tunată mai bine. Dar și eu dacă tu n-am asta, cred că vă spărgeam. Dar stai un pic, cine e pe locul 2? E Costin, da. A, nu, eu. Da. Bă, dar m-am uit, eu când mă uit pierd controlul, frate. Sunt la 4 minute. Eu îl pierd oricum. Doamne, iartă-mă, nu mai putea și ceva. Uite, mai vin și curbe, mă, mai și frânez acum. Da, scurbe din elea, blană. Jocul merge perfect și în obiect să merge ghear la rău, bă, frate. Bravo, frate. Nu, mă, nu ce pune episodul ăsta. Nu, bă! Mamă, ce m-am dus, tati. Bă, deci dacă nu apare episodul ăsta și la mine pe canal, vă rog frumos să vă abonați și la mine. Eu sunt prin bălării. Și-am ratat prin un checkpoint. Prin bălării? Am fost într-un giratoriu. A ratat un checkpoint, mai pierde 10-20 de secunde, e bine. Nu, dar sincer, e fain că dacă pierzi checkpoint-ul și stai prea mult în afara lui, te teleportează de la el, din câte am văzut. Dacă vrei, scoate-mi și chestia asta cu rewind-ul. Putem să o scoatem, nu-i bai. Trebuie să te întorci tu. Nu-i bai. Ar fi mai fain așa, cred că dacă ai pierdut un checkpoint, te-ai dus. Bă, 170 la oră, bă! Uuu, la vale, bă, unde? Nu faci la viteza asta, pe logică la vale. Pe drum drept nu e 160. Mamă, deci oricum am observat, dacă nu filmez, conduc de un milion de ori mai bine. Da, mă, da. Bă, serios, mă, după aia nu mă cred abonați. Arata nociv checkpoint-ul și n-am câștigat nimic în plus. Pierzi la fiecare checkpoint 2 secunde. Eu pierd 10 secunde. Am câștigat o secundă, bă! Bravo! Eu sunt la 3 minute distanță de nociv. 3 minute, băi, de gata, finish eu, bine! Deci, bă, 30 de secunde am să termin! Nu da, termin nici eu, bă! Termini și tu, ți ești tu de RF, bine, bă! Da, acum trebuie să ascult muzica asta cu copyright-oare, sau? Nu știu care-i faza. Ta 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 ta. Bă, dar nu termin, bă, nu termin! Uite ce-mi zice ceasul, take a break, gata! Trebuie să luăm o pauză. Ia, unde ești, frate? Ia uite la acolo cu Porsche-ul lui de pe episodul anterior. Lasă-o, mă, că nu mai suport mașinița. Băi, schimbă nebunia aia, mă. Lasă-o așa.
Astăzi o să facem o cursă mai nebună un pic față de data trecută. O să ne luăm cea mai bună mașină pe care o are fiecare. Deci Nocim face cu Porsche-ul ăla, cu Porsche-ul. Hai că cu ăsta, da. Deci bun, putem să ne alegem orice mașină, practic cea mai bună a fiecăruia. Hai să vedem, că sincer nu știu exact ce mașini am. Apropo, urmează mare episod din partea mea, dacă o fi să fie, cu cea mai scumpă mașină din Forza, oare și Țanu. V-am dat leak. Cea mai scumpă, dar din păcate nu o să folosim asta, că degeaba e scumpă. Hai că o iau pe asta, na. Bun, nu știu, vrei să o faci all-wheel drive neapărat, aia e urgent. Stai un pic să intru și eu la tuning. Eu nu sunt atât de expert, trebuie un pic să... Dar nici eu n-am mai tunat pe jocul ăsta nimic. Păi da, dar ești expert pe Forza 4, hai să vedem, deci hai mergem la... Ești expert pe Forza, dacă e. Față de mine. Deci my tuning set, un custom upgrade, nu? Aici. Hai că am luat-o pe aia. Mamă, cu merere bună. Da bun, și acum când am gătat, ce dau? De pe Space trebuie să dai. Și vreau să ne vedem la festival, să facem treaba. Bă, dar ce grafică pe aici! No, bun, toate, hai că am dat și eu 5-7 de mii, cât ai dat? 110 mii. E bine că și așa n-aveam mulți bani, eu am ajuns la X999. Nu ia, auzi mă la el golană. Deci ai mașină mai bună decât mine, atenție. Monstru acum. Atenție la neatenție, hai de la drag race să băgăm o leneuță. O leneuță, stai să văd dacă mai știm unde-i. Bă, dar unde mă bagă, frate? A, dar vezi că nu te văd, eventual luăm o pauză să încercăm, că... Hai să vedem. Și suntem aici la drag race. Ha, mă, se vede, bă, stai cum am văzut. Are Novicanu, chiar are Senna, eu am crezut că glumești, eu am mare Ferrari. No, hai să vedem. Ia un pic să vedem care e mai faină. Ok. Să zică lumea. Să dea așa... Da, păi Ferrari-ul e frumos, el așa. Nu le-am tunat la exterior, bănuiesc că nici tu. Nu știu, eu am tunat tot ce se putea tuna. Frumii ba, Ferrari-ul, sincer. Am schimbat și roțile, bă, dar Ferrari, până numai culoarea, dacă vrei deja. Da, roșu, tată. Bun, hai să te bași la un drag race frumos. Hai să nu pleci cu spatele. Ești gata? Ia. Yeah. Dă tu startul când vrei. Mamă, cum se aude. 3, 2, 1 și... Mamă, dar te-ai dus, torpilă, n-ai ce să... Păi de viața mea! Eu deja sunt viteza 8, atât de repede trebuie schimbate la mașina asta. Bă, te prind și eu cât de cât din urmă. Vreau să refacem un pic, pentru că eu cred că n-am schimbat eu cum trebuie. Hai să vedem. Vezi că la mașinile astea super șmechere trebuie să schimbi extrem de repede. Da, știu, de aia pleci, dai, pac. Am pierdut un pic. Hai mă că mai dăm una, eu am prins numai vreo 320 la oră. Eu nu m-am mai uitat cât am prins, dar am greșit oricum clar acolo, e evident. Hai să vedem. Ia e loc greșit, mă. Ne întoarcem frumos aici. Hăt. Hai că îți lași spațiu. Nu mă, nu. Las că așa unul lângă altul trebuie. Dă tu startul. Stai să mă îndrept un pic. Mamă, cum se aude nebună. Ești gata? Hai. Sigur. 2, 3 și... Mamă, ce ai făcut, Novicane? Na, na, opa! Bă! Ia vezi! Bă! Bă, Ricisti, mai vreau una! Ia vezi! Ok... Nu știam deci eu să oficial, schimb ca lumea. Oficiala mea are plecarea mult mai bună, dar tu ai stop speed-ul mai mare, aparent. Da, dar faza e că n-am schimbat eu la timp și am pierdut mult, după aia mi-am dat seama. Dar vezi cât te-a rupt? Interesant. Hai că e pe punctaje. Deci are stop speed, băiatul. Deci o să fie pe punctaje episodul ăsta. Un punct aici și un punct acolo. Da, mă, că o câștigat el, gata, e pe punctaje. Păi, dar de ce nu, n-ai, bă? Hai, mă, să facem cursa, să vedem. Păi stai, hai să mai dăm una, ne-ai zis că vrei să mai dăm una? Hai, mă, să mai dăm dacă mai vrei tu. Păi tu ai zis, nu eu. Hai, că am zis eu. Ai zis, mai vrea una, nu-i cinstit. Da, bine, mă, glumeam și eu, hai că mai dăm una. Da, bun, hai. Ești gata? Păi bă, că se duce mai în față golanul. Vezi că ești mai în față decât mine acum. Stai că nu pot controla, că pleacă prea tare. Bun, gata. Dă-i tu startul că... 3, da. 2, 1 și... Ui, mamă, te-ai teleportat în spate, ce ai făcut? Muuu, ce pleacă nebunul! M-am dus toate! Cât prins viteză, mă, nebunule? 340 acum, 350. Eu abia prin 320 acolo când îmi face poză. Du-te, mă, de aici, ia că intru eu în el. Hai, mă, la cursă! No, hai!
După ani și ani am ajuns și noi aici. Ia uite-mă, 999. Da, mă, da, te-ai ajuns acum, deci... Acum nu mai ai scuză că ai mașină mai slabă, să te văd acum, domnule. Da, da, te mai bună pe handling. Da, mă, da, ca ta nu fi la fel de bună. Mamă, războiul titanilor. Oricum e mai bun. Data asta mă duc, nu te iert. E mai bun țanul pe condus decât mine, n-am. De ce să nu recunosc chestia asta? Bă, că recunoaște, bă. Dar încerc, mă. Ce ai făcut? Deja ești în urmă? Păi, dar nu vreau să mă duc gherlă. Stai ei, să... Na. Să cunosc un pic mașina. Are mașina asta 10 viteze, oaie, tu-ți dai seama? Am ea 7 viteze numai. Stau pe spate. Gata, însă și nu mai suntem indivizibili. O, da, mă duc sincer. E extrem de bună pe curbe asta. M-aș duce tare să-ți dau DNF, vrei? Nu vreau. No, mă. Mă, dar nu știu cât de tare să mă duc, că dacă mă duc gherlă odată, nici nu mai am șanse să-l prind, așa că... Mai bine mă duc un pic mai safe, așa știi? Așa încetuți, domnule. Ai, că încetuți am lăsat-o. 99, bă. Nu mă aștept și pe mine un pic. Dintre... Nu știu ce să zic. E una dintre cele mai bune mașini pe handling din jocul ăsta, în panda mea. Ferrari, bă, nu e atât de cunoscut pentru un handling până la urmă. Hai, o lăsa să-l întreg, mă. Hai, mă, să te văd mai depășit, te iau înapoi. E ultima mea șansă. Hai că suntem la 60% deja. A, păi se face repede și asta înseamnă. Eu trebuie să fiu atent și la minimap. Mă focusesc prea mult pe a conduce, încât nu-mi dau seama când vine o dita mai curba, știi? Sunt și curse mai lungi, dar nu le știm noi. Uite, gata, m-am dus în gârlă, gata. Asta a fost. Probabil și eu un pic, dar se redresează bine asta. Eu nu știu dacă s-o devină... Eu zic că tu ești de vină totuși Senna. Se poate. Bă, Senna one și eu am putea face o dată cu aceeași mașină. Mie mi-e foarte greu să mă obișnuiesc să schimb viteza din padele, asta mi se pare greu. Ei, na, păi atunci ai schimbător. Păi am schimbător. Pe bagă schimbătorul. Da, să fie mai greu. De 10.000 de ori mai greu din schimbător. Păi știi de... Gata, mai prea ușor, eu mă. Eu jucam pe automat, mă. Iată, finish first, se știe. Ce-mi place când joc în Novicanu. Ia, ți-ai DNF, că poți să ții DNF și aici. Stai, că-mi iau, nu. Și am GTA pe forță. Îmi iau, îmi iau. Ia. Stai, că nu sunt stare. Păcat că nu pot să dau spectei pe tine, de ce n-au adăugat? Mi-am luat, că m-am băgat în tribună. Ah, bun. Ai, gata. DNF. Așa că aceasta este mașinuța lui, un Cooper foarte, foarte drăguț, un verde lime acolo. Și m-am gândit că ar fi interesant să facem cu mașinuța lui. Să vedem ce viteză prinde, cum ia curbele, top speed-ul, toate nebunile. Suntem la mare, după cum se vede, la căsuța de la mare. Și v-am promis în episodul anterior că deschidem Super Wheel Spin-ul, dar am uitat. Așa că o să-l deschidem în acest episod, acum, imediat. Ei bine, like, share, subscribe, toate cele, nociv.insta, Instagram-ul și primul link din descriere dacă vreți să veniți pe live-uri de luni până vineri la ora 7. Dăm aici X-uri, ieșim de aici și... No, hai să vedem. Asta e că trebuia să dau Super Wheel Spin-uri. Iară plouă, mă, bă, frate, numai plouă la mine, m-am săturat. De vremea asta nașpa. Hai cu Super Wheel Spin-ul, dăm ceva bun. Let's go! Uite, se numește Mini Cooper S mașina. Hai că... Oh, yeah, boy! AM1, legendară. Nu știu cât valorează, dar sunt curios. Vreau să văd. Hai, mă, dat. Ah, collect price. Bine, mă, gata. Și oare mi-o dat direct în garaj? Ia să vedem. Nu mi-o dat-o, mă, în garaj. Bă, cam tot 108. Aba nu, 119, e bine. Na, acum trebuie să și găsesc mașina. Stați un pic. Ce mașină era? Ah, era cu AM. AM, unde ești, mă? Ah, Aston Martin. Ok. 1.400.000! Bine, bă! Ok, o să încercăm pe un episod următor, dacă vreți. Și să-mi dați cât mai multe sugestii, păreri, opinii despre ce mașini să mai conducem și cea mai lăicuită postare o să fie luată în considerare. De exemplu, nu știu, mașina lui nu știu cine, mașina lui nu știu cine, chestii de genul. Ia uite, băi, cum arată, doamne! Doamne, cât de genială, ui, bă! Stai un pic să-mi pun casca asta blană, așa, bun. Hai să-i dăm. Direct la autostradă mergem. Sau hai să mergem prin oraș puțin, să ne dăm mari. Și după aia mergem pe autostradă. Vreau să întorc aici, Balosane.
ca să nu mai vină nimeni. Doamne, cum e mașinița, bă! Genială, merită un like mașina asta. Scrie acolo nociv, îți dai seama, nociv conduce mașina lui Mr. Bean. Ia, cât prinde? Îi dau un blană. Deja sunt în a patra și merg doar cu 100 la oră. Ok. Let's go, boys. Mamă, cum se chinuie. Gata, are 4 viteze și 143 maxim. Ba nu, fii atent. 150. Oh, 151. Fii atent când... Du-te, băi. Încă crește, dar e maxim curată. Hai, zi, dă-i, rup-i-o, arde-o. Vai de capul meu. Ok, boys, nu mai merg în niciun oraș, că mă dau pe ea mare după. Stai, mă, chefule. Că vreau să întorc și eu aici. Îți dai seama că mașina asta atât de mică o spartită mai gardul? Da, băi, dar e furioasă rău, mă. Hai, de capul meu. Ia uite-o. Vam. Aș băga-o puțin pe off-road, sincer. Că deja știm top speed-ul. Nu ne mai interesează. 150 și ceva. Vam. Vam. Aolo, mamaie. Mamă, da, dacă ți iese de pe drum, te-ai dus. Ce se chinuie, ia auzi-o. Hello. Hai să fii Mr. Bean pentru 2 minute. Hello. This is my car. Cum mai face Mr. Bean? Practic Mr. Bean nici nu prea vorbește. Burnham, eu sunt Mr. Bean. Hello. I'm a bean. Cum face Mr. Bean? Nu pot să fiu 2 minute Mr. Bean, că n-aș ști ce să zic. Nu pot să fiu atât de talentat ca el. Măi, e frumos drumul pe aici, prin pădurice. Bam, bam, bam. Și piesa du résistant. Hai că știu și o franceză. Ia uite cum arată înăuntru. Pe bune, barosane, ia. Stai că-s curios, sunt eu curios cum mai arată. Păi n-are nimic înăuntru, practic. Hai de capul meu. Exact așa arată, mă, și mașina la Mr. Bean în interior, din câte mi-amintesc eu. O mână conducem, că suntem în golani. Let's go, boys. Aici ce ne zice? A, nu știu ce înseamnă semnul ăla, că n-am carnetul. Au! Cred că îmi zice că o să mă bag în ceva imediat. Give way. Lasă-mă, frate, că eu am prioritate, nu fi nebun. Trece și tramvaiul pe acolo. Iaaai. Dar ce crezi tu că vreau eu să fac? Ia-i, tu-l-ai. Sunt un tramvai, băi, un tren, un ce n-ai mă ochi pe aici. Să merg pe aici printre liniile astea. De seama că încape mașina. Doamne, unde ajungem dacă mergem pe aici? Cred că ajungem în oraș în direcția asta. Mamă, o, se duce, s-a dus. Cred că așa ceva trebuie să conduc. Iar începe ploaia. Ia, dar din ce parte vine soarele? Oare dacă stăm invers? Se vede mai fain mașina? Ah, începe ploaia, bă. Bagă-i mare! Dar pot să merg cu 150 pe aici? Dacă reușesc lucrul ăsta... Dar nu, uite cum se duce. Ai de viața mea. O să pierd controlul imediat. Pregătiți-vă. Sau nu? Sunt un profesionist? Bine. Bine. My name is Bine. Bine.
Deja îmi vin în minte toate episoadele cu Mr. Bean când se spăla el pe dinți și conducea în același timp. Mă simt exact ca el acum. Gata! Gata! Ok. Am vrut eu să fac asta. Da, acum chiar sunt curios cum e pe un off-road din ăsta blană off-road. Ia. Mamă, dar nu mai poate să accelereze. Vreau să-mi torc la copacul ăsta, fiți atenți. Mamă, dar nu mai poate accelera săraca. Se chinuie acolo. Ia, ascultați motorul, fiți atenți. Când întorc. Cum se chinuie ea după. Acum, fiți atenți. Hai de capul meu. Zici că e mașina de tuns iarba. Oh, mă lua, mama e. Ok. Nu m-aș mai sătura. Face drifturi, mă. Oh, mă lua, mama e. Astea-s drifturile, mă. Asta e driftul pe care îl poate face. Aș vrea să-l văd pe Mr. Bean când face driftul ăsta. Ce pana mea. Ok, da. Am înțeles. Deci, cu drifturile nu. Vreau să văd cum se aude aici. Am vrut eu să fac asta. Ok, ia să vedem. Bă, dar e furioasă, mă. Cred că are ceva tuning, sau nu sunt sigur. Asta mai lipsea, să scoată și foc. Și cum se aude dinăuntru? Mai tare, mă. Aolo, mama, e... Aici am vrut eu să ajung, bă. Ok. Bun. Ce mai putem face cu ea, oare? Uai, cât de interesant e să conduci așa. Uai. N-am condus niciodată așa. Mamă, cât de tare, ui. Yo. Se vede jocul mult mai fain. Holy moly, zici că mă duc cu o dronă. Și-s curios de ceva, ia fiți atenți. Au, bă. What? Ce-am făcut fără să vreau? Mamă, dar-s profesionist, vreau să văd cum se vede așa. Dar stai că trebuie linie dreaptă. Nu mai mers, bă. Deci, practic, eu mă întorc și după aia merg tot în față. Hai că asta e tare. O mai încercăm o dată. Ia. Deci îi băgăm blană pe aici. Și când avem drum drept, adică aici, facem asta. Am ajuns în mărăcini. Deci trebuie să stau... Wow. Trebuie să stau așa pe banda asta. Și când am 100 la oră, credem că îl depășesc pe ăla, naiba. Merge, bă. Doamne, dacă de bine mi-a ieșit, nu că nu mă las. Mai încerc.
Nu renunț. Ok. Deci merg așa. Și când am 100. 100. Wow, 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 wow. Copacul vieții. Dar nu pot să rămân pe drum, asta mă oftică. Ia la o viteză mai mică, poate pot. Ce naiba. La viteză mică nu se mai întoarce, din păcate. Nu că mai încerc, nu mă las, nu mă las, nu mă las. Știu că pot. Măcar știu să mă întorc așa blană. Vine ploaie mare, bă. La ce nori sunt. O să fie rip. Uite, vin și furtun de nisip. Ce naiba se întâmplă? Bine, 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 bine. Oricum e bine, dar nu pot să rămân pe drum. Asta mă oftică. Ok, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Easy Clan, Easy Lavi în descriere. Nocif.insta, Instagram-ul. Și cel mai important, de luni până vineri ne vedem live pe Streamcraft la ora 7 seara. Aveți primul link din descriere să veniți aici. Și să mai dați acolo propuneri, ce să mai facem. Cu ce mașini să mai, ce mașini să mai conducem și chestii de genul. Și cel mai apreciat comentariu o să fie luat în considerare. Ei bine, eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, toate cele bune și nu uitați să dați acolo un like frumos, o luat o rază la mașina lui Mr. Bean, toate cele bune barosanilor, vă salut, pa, pa! Nu uitați de like!